Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la Alături de Tine. Mă numesc Alina Iloi Mureșan și în această seară vreau să vorbim despre finanțările și piața imobiliară în 2021. Oare se mai acordă fonduri europene în acest an și dacă da, în ce domenii? Care sunt condițiile și criteriile? Petru Luhan, președintele Comisiei de Fonduri Europene, va răspunde tuturor întrebărilor voastre în această seară. Iar de la ora 20 aflăm de la Florin Stănică, dezvoltator imobiliar, dacă este momentul să investim în imobiliare în această perioadă. Sunt mai ieftine sau mai scumpe casele, dar apartamentele? Spre ce să ne orientăm? Hai să începem! Dragii mei, am revenit în platou la Alături de Tine și tare mult mă bucur că în această seară putem să vorbim despre fonduri europene. Anul 2020 a fost un an dificil. Sunt foarte curioasă să aflu dacă s-au acordat fonduri europene în 2020, însă și mai curioasă să descoperim în această seară dacă se vor acorda fonduri în 2021 și dacă da, în ce domenii și care sunt criteriile. Alături de mine se află Petru Luhan. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Iată, suntem curioși, avem multe întrebări în această seară și tu ești omul potrivit să ne răspunzi la aceste întrebări. De asemenea, telespectatorii, dacă au întrebări pentru tine, poți să le lase pe YouTube sau Facebook, A7 TV. Intrați acolo și lăsați în comentarii întrebările voastre. Hai să începem cu 2020, pentru că a fost un an greu, un an dificil pentru multă lume și sunt foarte curioasă cum a fost și în acest domeniu al fondurilor europene. Din punct de vedere al accesării fondurilor europene, a fost un an foarte bun. Atât prin disponibilitatea multor programe accesibile de la cel mai mic până la cel mai mare, adică vorbim și de accesări pe tineri fermieri de 15.000, respectiv 50.000 sau 70.000 sau chiar până la 200.000 pentru tineri fermieri activități non-agricole în mediul rural. De asemenea, pentru micii antreprenori care au avut acces la măsura 1, măsura 2 și măsura 3 pe ordonanța 130, sprijin cu 0% până la 45% cofinanțare din buzunarul propriu, valori între, repet, 2.000 și 200.000 de euro pentru investiții, dar și pentru capital de lucru, continuând apoi cu proiecte medii de 200.000 până la 1 milion de euro, în speță programul operațional regional 2.2, cu o cofinanțare din buzunarul propriu de aproximativ 30%, care a sprijinit investiții în aproape orice domeniu economic la nivel național, cu excepția București-Ilfov, și culminând cu proiectele mari, care spre sfârșitul anului, adică octombrie-noiembrie, s-au deschis, POR 2.2, varianta națională, între 1,5 și 6 milioane de euro nerambursabil, de asemenea cu o cofinanțare proprie de 30%. Și nu în ultimul rând, având acces tot în 2020 și la programele de la Bruxelles pe energie, proiecte de până la 30 de milioane de euro sau proiecte imobiliare, atenție că te-am auzit vorbind de aspectele imobiliare însă, în România. Însă până atunci te întrerup puțin pentru că vreau să înțelegem și noi ce înseamnă POR 2.2 și așa mai departe. Gândește-te că ni te adresezi nouă care nu avem un programul operațional regional, așa se numește. Eu am explicat ce finanțează. Orice tip de activitate economică între 200.000 și 1 milion, un program între 1,5 milioane și 6 milioane, celălalt program la nivel național și contribuția proprie atât la primul cât și la al doilea a fost de 30%. Aceste programe s-au închis deja, urmează faza de evaluare, deci foarte curând vom injecta propriu-zis banii europeni din buzunarele contribuabililor vestici în economia și în infrastructura românească, ceea ce pe noi nu ne poate decât să ne bucure. Și vreau să termin spunându-vă că românii, respectiv antreprenorii din România, cât și autoritățile publice, ONG-urile și institutele de cercetare au acces, au avut în 2020 și au și în următorii ani acces la fonduri europene cu accesare direct de la Bruxelles, despre care se știe mai puțin în țară și de aceea te felicit că aloci însemnătate și timp acestui subiect extrem de important. De ce spun extrem de important? Pentru că în perioada de criză economică cauzată de pandemie, nu numai la nivel național, ci și la nivel global,
Resursele de finanțare nerambursabile la nivel european reprezintă o sursă, o bulă de oxigen, o sursă bună de investiții, de fonduri pentru investiții, pentru ca economia să reziste. Și aici, vreau să spun că avem fonduri la Bruxelles pentru imobiliare, adică rezidențiale și non-rezidențiale. Putem finanța cu un procent nerambursabil de până la 80%. Aici te referi la 2021, ce va 2020 putea... și 2021. Unul s-a închis și altul se deschide. Hai să terminăm cu 2020, aș vrea, da? Ca să le luăm... Sunt încă 2020, pentru că tocmai s-a închis unul pe 31 decembrie și unul pe 27 ianuarie, prin care am putut finanța, sau putem în continuare, că abia s-au depus proiectele, proiecte de între 7 milioane și 30 de milioane cu o contribuție proprie de doar 20%, prin care am putut finanța chiar complexe rezidențiale, hoteluri, apart-hoteluri, hale, office building-uri, programe despre care românii mai puțin știu. Bineînțeles că avem și o componentă ecologică obligatorie, adică trebuie 40% din energia consumată în cadrul acestor complexe să provină din resurse regenerabile și să reducem emisiile de CO2 în cadrul sau în incinta acestor clădiri cu peste 40%. Deci este un obiectiv european pentru care s-au alocat bani, s-au pus bani într-un coș, pe limbajul tuturor, să se stimuleze acel Green Community Living Concept pentru ca Uniunea Europeană să-și realizeze obiectivul 2030, 50% consum din resurse regenerabile. Cât la sută din proiectele care au fost depuse în 2020 au fost aprobate și iată, poate că deja și-au primit finanțare? 52% până în momentul de față, la nivel național, din cei 46 de miliarde de euro alocați în perioada de programare 2014-2020. Dar să nu uităm că aici funcționează regula N+3, adică pentru perioada de programare 2014-2020 mai avem încă 3 ani să ducem facturi la Bruxelles și să rambursăm bani pentru proiectele în implementare. Dar cei 48% care nu au fost aprobați, de ce? Am putea să știm așa de ce să ne ferim atunci când depunem un proiect? Sunt mai mulți factori. Unu, birocrația excesivă încă existentă în sistemul public. Și aici mă refer la cele 4 ministere care gestionează fondurile europene: Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii. Apoi, al doilea factor este lipsa de informare, și aici n-aș vrea să dăm vina doar pe guverne, ci și pe antreprenori și sau primari. Ei trebuie să se informeze proactiv ce există și ce nu există pentru a obține bani nerambursabili. Primăriile cu 0 până la 2% contribuție proprie, antreprenorii cu 0 până la 50% contribuție proprie. Depinde de program, depinde de proiect, depinde de locație și de mărimea firmei. Și al treilea factor este lipsa de cofinanțare sau accesul greoi la cofinanțare, respectiv la credite. În România avem cele mai scumpe credite din toată Uniunea Europeană și acesta poate reprezenta un subiect de interes pentru o emisiune viitoare la voi, pentru că aici vreau să fac o paranteză. Am avut odată, în calitatea mea de europarlamentar, o ședință la Frankfurt cu doamna Angela Merkel și cu domnul Friedrich, care este șeful Băncii Federale Germane, care este și președintele tuturor băncilor naționale și federale la nivel european. Există o asociație pentru politici monetare la nivel european și, printre altele, am ridicat această problemă a uneia din cele 4 libertăți pe care s-a construit Uniunea Europeană. Libera circulație a bunurilor, să zicem că este dată, nu se mai pune taxă vamală pe bunuri când le transferi dintr-o țară în altă. Apoi, libera circulație a serviciilor, la fel, putem merge în Franța, lucrăm, plătim taxe și suntem plătiți ca și un localnic. Apoi, libera circulație a personalului. Din 2014, în sfârșit, putem vorbi și de aceasta pentru români și bulgari, adică și românii pot să meargă să se stabilească într-o țară străină și să fie tratați ca localnici. Însă, a patra, libera circulație a capitalurilor, încă nu este realizată. Și vorbim de o libertate, de un principiu de bază a creării fundamentale a Uniunii Europene. Aceeași bancă, nu vreau să dau nume, în țara de origine dă cu 1, 1,2, 2,3 cel mult
dobândă, credite către antreprenori și pentru același tip de antreprenori, de același rang, de aceeași putere financiară, mărime, etc., în România îi dă cu 5,5-6,5. De ce? Aveți o explicație? Motivul lor, eu am expus chestia asta în Frankfurt și am spus că din punctul meu de vedere această libertate, de această libertate încă nu ne bucurăm toate popoarele sau toate statele din membre ale Uniunii Europene. Și domnul Friedrich și doamna Merkel au pauzat, am dat un răspuns și vă spun că au invocat acel rating de țară, care pentru mine este un nonsens, fiind o piață de capital parțial privată. Nu este chiar așa, pentru că banii oarecum sunt, sau să zic, circulația banilor este reglementată prin bănci naționale și federale și Banca Europeană de Banca Centrală Europeană, care e tot la Frankfurt întâmplător. Deci se înțeleg că la noi în România doar 52% din proiectele depuse au fost aprobate pentru că avem o Românie care ne împiedică să obținem fonduri europene. Și când spun asta, ai menționat birocrația, care este o problemă, da, lipsa de informare, da, și mai apoi creditele. Așa este. Și dau telespectatorilor tăi câteva exemple concrete. De exemplu, dacă depunem un proiect pentru achiziție de utilaje de construcții, da? Putem lua 200 de mii sau chiar 1 milion de euro cu o contribuție proprie de 30%. Îmi cere aviz de la certificat fiscal, aviz de la mediu, extras CF al terenului pe care voi depozita utilajele. Mai grav, atunci când am în proiect construcții și montaj, adică vreau să construiesc o hală de producție sau un hotel sau un apart hotel, mergem mai departe, autorizația de construire, aviz de la mediu, aviz de la ISU. Păi, în era tehnologiei ar trebui Ministerul Fondurilor Europene sau al Dezvoltării sau Agriculturii, care evaluează proiectele respective, să fie în stare să se uite pe site-ul ANAF sau pe site-ul Ministerului de Mediu dacă pentru acel tip de investiții avem nevoie de aviz de mediu sau de, sau avem nevoie de cifre pozitive pentru a ne da indicatori economici. Dar nu s-au mai schimbat lucrurile odată cu pandemia aceasta? Toate acestea în continuare se cer de la beneficiar. Și dau un exemplu concret. Pentru a obține un certificat de mediu durează conform legii 30 de zile, cu posibilitate de prelungire încă 2 săptămâni și deseori ți-l dă după o lună jumate sau două. Ori unele programe țin deschise doar 30 de zile. Deci asta înseamnă că nu pot să iau fonduri. Cu alte cuvinte, mă condamn, da, să nu pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru că îmi cer acel aviz de mediu. Și ce credeți? La sfârșit pot să primesc un aviz care scrie negru pe alb: pentru acest tip de investiții nu aveți nevoie de aviz de mediu. Deci iată un exemplu aparent banal, dar care se poate rezolva și în calitatea mea, mă rog, de activ încă pe lângă guvern, am semnalat acest lucru. Există o ordonanță 41/2016 pentru debirocratizare. Am făcut amendamente, am înaintat-o în comisii parlamentare în România, în, mă rog, Parlamentul trecut, acum sper ca noul Parlament să o preia. Și ce s-a întâmplat cu acestea? Deci doar trăim cu speranța că... Nu, există câteva chestii concrete, care unele știu că au intrat deja în dezbatere parlamentare, altele vor intra foarte curând. Spre exemplu, pentru componenta energie, ne cere, nu ne lasă să construim mori de vânt în comună, ceea ce este normal, că produce anumite fenomene care pot fi deranjante pentru locuitori. Dar dacă mă trimiți în afară și știi că nu este un pericol să se răstoarne pe o casă, pe oameni, nu trebuie să mă obligi pentru cei 225 de metri pătrați de fundament să fac puz, spre exemplu, care durează între 8 luni și 2 ani. Deci eu, pentru a implementa un proiect pe energie, întârzi numai din cauza puzului în medie un an jumate. Iată o chestie care o putem debirocratiza. Apoi, prin interconectarea celor sau tuturor ministerilor, autorităților publice în general în România, spre exemplu, toate centrele de mediu județene cu ministerul la nivel național, cu Ministerul Fondurilor Europene, cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul de Finanțe, pentru că atunci când se evaluează, spre exemplu, că tema noastră este fondurile europene, să verifice singur evaluatorul dacă beneficiarul stă bine din punct de vedere financiar, are profit, una dintre condiții, are o rentabilitate bună peste 5%, are o solvabilitate bună,
mai mare decât 2. În celelalte țări din Europa, eu te întrerup pentru că sunt curioasă dacă în celelalte țări din Europa nu este nevoie de o birocrație așa ca la noi, pentru că spui, avem nevoie de adeverință și de acolo și de acolo, aprobare și așa mai departe. Ai spus că ai înaintat anumite cereri, da, care există undeva pe masă la cineva și așteptăm să fie soluționate. Comisii parlamentare, da, și ele, mă rog, provin din diverse ministere, pentru că fiecare minister sau fiecare domeniu se confruntă cu birocrație destul de amplă în momentul de față. Una moștenită de altfel, dar văd că se mișcă lucrurile destul de încet în ceea ce privește simplificarea procedurilor. Și am dat totdeauna exemplu, tot așa în perioada de mandat în Parlamentul European, am avut contact foarte mult cu doamna ministru al Fondurilor Europene și Dezvoltării Regionale din Polonia, doamna Elisabeth Bienkowska, care actualmente este comisar european, și pot spune că am preluat multe idei bune din Polonia, care are grad de absorpție peste 100% și în perioada trecută 98,5%. Adică un exemplu pentru noi care încercăm să ne comparăm cu Polonia, dar încă nu am ajuns acolo. Sau dăm ca exemplu Bulgaria, care a avansat, care ne-a mult depășit. Da. Și am dat și acest și exemplu domnului Orban și am spus că putem să aducem un corp extern pe care să-l susținem legislativ, cu un suport legislativ favorabil, să acceseze banii europeni și să injecteze în România atât în infrastructură cât și în economie, adică în IMM-uri. Asta ar fi o idee. A doua idee care am pus-o pe masă guvernului, personal și cu mare mândrie spun acest lucru, pentru că asta ar accelera injectarea de capital străin european nerambursabil în economia românească extrem de mult, este să elaborăm un fond de garantare pentru cofinanțări. 32% din cei care au primit proiectele aprobate au renunțat la proiecte din cauza lipsei de cofinanțare. Te referi din cei 48% care nu, final mă refer din cei care au depus proiecte, li s-au aprobat proiectele și ulterior aprobării au trebuit sau au fost nevoiți, oarecum forțați de situație, să renunțe la proiecte pentru că au plecat cu proiectul aprobat la bancă să obțină cei 30% cofinanțare. Dar într-un proiect avem 70% nerambursabil, 30%, adică un milion ne dau ei și mai venim noi cu 428.000 ca să facem un proiect complet și să achiziționăm utilaje, pe cum am dat exemplu, sau să construim un hotel. Da? Ei, nu toată lumea are 400.000 de euro pe cont. Nici măcar antreprenorii mai înstăriți. Și atunci trebuie să apelezi la o sursă de finanțare externă pentru cofinanțare, pentru aportul tău propriu și pentru TVA. Cu dovada aprobării în mână, mergi la bancă, banca îți mai cere niște documente financiare ale companiei, le pui pe masă și te trezești după 3 săptămâni că îți refuză aprobarea creditului. Nu poți merge la altă bancă? Poți să mergi la 6 bănci, la 8 bănci, 10 bănci, poți să mergi la un IFN. Și dacă toate te tratează din anumite motive, că toate băncile au cam același sistem de evaluare, ce faci? N-ai încotro. Renunți la proiect. În felul ăsta trece perioada și banii se pot întoarce la țările net contributoare. Deci iată a doua propunere a mea, care ar putea produce efecte pozitive în ceea ce privește accesarea sau sporirea gradului de absorbție fonduri europene, este aceea de a urma exemplul Poloniei, care a pus 7 miliarde de euro la dispoziția primăriilor, consiliilor, mă rog, la ei au voievodatelor, administrațiilor regionale și în același timp la dispoziția IMM-urilor, sub formă administrației publice, sub formă de cofinanțare, la îndemână, IMM-urilor sub formă de garanții bancare, mergeai să luai garanția de acolo, mergeai la bancă și orice bancă îți dea credit. Adică cei 32% nu s-ar fi confruntat cu renunțarea la proiecte deja aprobate, la care unii au visat o viață întreagă, dacă ar fi existat un astfel de instrument în România, corect? Ei, și asta este ceea ce eu stimulez sau sugerez, mai bine spus, actualului guvern să preia ca exemplu din Polonia, de la guvernul polonez și să implementăm pentru ca traiectoria sau, să zic așa, transferul de bani europeni nerambursabili să fie mai facil către economia românească. Hai să vedem ce spun și telespectatorii noștri. Iată, Mia Vant ne spune bună seara, bună seara, Mia. Andreea Vechiu ne spune că sunt multe anomalii la nivel guvernamental. Dacă în România erau oameni sănătoși la guvernare, eram cu mult peste Elveția.
Iată că se face o afirmație foarte importantă. De asemenea, aș vrea să le spun telespectatorilor că ne pot urmări și pe rețelele de cablu din România. Dacă nu ne găsiți, dați o reconfigurare și cu siguranță veți găsi postul nostru. Puteți să-l salvați printre cele favorite, pentru că avem multe emisiuni educative și dorim să fim în fiecare seară și în fiecare zi alături de voi, să trăim viitorul împreună. Ne reîntoarcem la tine, Petru, și aș vrea să te întreb, luăm acum România, da? Și să vedem în România care este zona care are cel mai mare succes atunci când vine vorba de dezvoltare pe fonduri europene. Aș tinde să cred că Ardealul, dar te las pe tine să-mi spui cam unde se obțin cel mai ușor, cel mai repede și sunt investiții foarte bune. Nu se poate generaliza pentru că există programe pe diverse domenii care sunt accesibile în diverse regiuni. E, întrebarea asta mă obligă oarecum să merg puțin mai în spate și să explic telespectatorilor tăi cum se alocă aceste fonduri sau cum gândește Uniunea Europeană atunci când îți dă bani nerambursabili. În Uniunea Europeană există 276 de regiuni. 8 dintre acestea se află pe teritoriul României. Se împart în 3 categorii. Subdezvoltate, produs intern brut pe cap de locuitor până la 75%, de convergență între 75% și 90% din media Uniunii Europene, produs intern brut pe cap de locuitor, și dezvoltate peste 90%. În România avem a doua, cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, iar București-Ilfov este mult peste medie, adică dacă Nord-Estul, format din Vaslui, Iași, Botoșan, Suceava, Neamț și Bacău, are doar 31% produs intern brut din media Uniunii Europene, București-Ilfov are 112% din media Uniunii Europene. Banii se alocă pentru coeziune. Coeziune, prin definiție, înseamnă eliminarea discrepanțelor la nivel economic, social și infrastructural între regiuni. Asta înseamnă că regiunii București-Ilfov nu-i dai acces sau îi dai acces limitat sau cu o cofinanțare mai mare, și regiunii nord-est îi dai un acces la o cofinanțare nerambursabilă mai mare, adică, spre exemplu, 70, 80 sau chiar 90% din același program, în timp ce în București dai 10% nerambursabil și pe Ilfov 35%, restul venind beneficiarul din buzunarul propriu. Deci dacă mă duc în Moldova, am șanse mai mari să obțin fondul. Am dat exemplu unui program. Asta nu înseamnă că se aplică flat rate peste tot. Contează programul. Contează programul, bravo. Și aici, dacă îl compar cu un program, de exemplu, de reconversie profesională, nu mai contează numai decât produsul intern brut pe cap de locuitor. De aceea e foarte greu să răspunzi unitar la întrebarea asta, să spui zona X este mai bună la accesarea fondurilor europene decât zona Y, pentru că s-ar putea să ne uităm în detalii și să vedem că zona Y ar fi fost la fel de bună dacă ar fi avut acces la fel de mulți bani. Ai spus de reconversie personală, profesională. Ce se cere cel mai mult din acest punct de vedere? În perioada de programare 2014-2020, România a beneficiat de 5,4 miliarde de euro pentru formare profesională, reconversie profesională și incluziune socială. Program care este în proporție de peste 70% încă neaccesat. Adică este cam programul care are cele mai mari întârzieri în elaborare proiecte și evaluare proiecte. De ce? S-au mișcat greuri de la minister. Nici eu nu înțeleg. Ei dau vina pe lipsă de personal, pe anumite transferuri de la un minister la altul și pe perindare la cârma ministerilor a multor miniștri cu viziuni diferite. Am înțeles. Deci ajungem oarecum la același motiv, din păcate, cu caracter politic, care nu întotdeauna aduce forța de muncă cea mai calificată pentru a conduce gestiunea unor astfel de programe care ar însemna injectarea de capital masiv în economia românească. Reconversia profesională este extrem de importantă pentru că piețile, respectiv necesitățile pe piața forței de muncă, sunt într-o continuă schimbare. Avem foarte multe fluctuații și deseori companiile trebuie să se mulțumească cu personal necalificat pe care își asumă că îl vor califica la locul de muncă. Există niște mari retaileri în România care au 41% personal necalificat. Fără să dau nume, ei prin lege sunt obligați să-i califice în maxim 3 luni. Dar ei primesc fonduri pentru recalificare? Și există fonduri pe care ei le pot accesa
dar mai greu cu disponibilizarea personalului, pentru că omul vine până la ora 5-6 la serviciu și după aia pleacă acasă. Nu-și mai ia 2-3 ore să rămână la 3 sau 4 ore de curs. Și atunci compania, neputându-i disponibiliza, ei nefiind disponibili sau doritori să se califice mai departe și să aducă timpul de acasă, rămân oarecum necalificați, ceea ce iarăși nu este un lucru bun, pentru că nu putem lucra cu personal necalificat pe posturi. E un dezavantaj pentru toată lumea, de altfel. Pentru toată lumea. Da. Și banii europeni există. Da? Banii europeni există. Un acces mai bun la sistemul educațional este iarăși facilitat de acest program și ONG-uri de orice fel, în special firme furnizoare de capacitate de formare profesională sunt eligibile și autoritățile publice sau în consorțiu. Ne reîntoarcem la ce ai spus, dar vreau să răspundem la o întrebare pe care am primit-o de la Cami Camelia. Ne spune: bună seara, concret în 2021 se mai dau bani europeni pentru startup-uri. În 2020 nu s-au mai acordat acești bani. Așa este, în 2019 a fost ultima lansare Startup Nation. În 2021 deja este informația publică, 1,8 miliarde din cele 6,6 miliarde de RON alocați pentru investiții în noul buget la Ministerul Economiei se vor aloca pentru Startup Nation. Iată că v-am dat o informație înainte de a se lansa bugetul național. Așadar, să ne așteptăm în 2021 Startup Nation va fi lansat, da. Chiar și măsurile cele trei vor fi relansate cu bugete mult mai consistente. Avem o dată concretă sau, dacă tot ne spui în exclusivitate, să știm când să ne așteptăm? În momentul de față, data concretă nu știe nici măcar guvernul, dar noi preconizăm că prin mai-iunie se va relansa măsura 3. Crezi că va fi ceva diferit? Vor fi criterii diferite? Da, se va învăța din prima lansare și unele criterii vor fi modificate. Bine, deci cine dorea în 2020 să aplice pentru Startup Nation să se aștepte acum la 2021? Va fi aceeași sumă? Ce vă pot spune dinainte este că, din fericire, criteriul număr de angajați nu va mai fi criteriul de departajare. Sumele vor diferi, dar vor fi mai consistente, nu mai mici. Și accesul nu va fi restricționat după produs intern brut pe cap de locuitor. Adică și București, Ilfov va avea acces la fel ca și cei din mediul rural sau din zone mai puțin dezvoltate. Și va fi tot așa, nu va trebui să venim cu nimic la sută, nu? Din 0% cofinanțare pe Startup Nation, între 10 și 30, 35, 45% cofinanțare pe granturi măsură 130. Uite, sunt foarte curioasă pentru că ai spus mai devreme de obiective europene, da? Și că unul din obiective ar fi acela că ne dorim o Europa mai ecologică. Și de asta se și acordă mai multe fonduri pentru acest lucru. Care ar mai fi obiectivele europene? Pentru că sunt foarte curioasă, știu sigur că se acordă acele fonduri doar dacă noi îndeplinim obiectivele, nu-i așa? Așa este. Da, există niște obiective pe care fiecare minister în parte care gestionează fondurile europene trebuie să le îndeplinească și să le raporteze odată la 3 luni la Comisia Europeană. Este obligativitate pe care România și-a asumat-o prin semnarea acordului de parteneriat între Guvern și Comisia Europeană atunci când i s-au alocat banii europeni. În următoarea perioadă de programare, România va avea acces la 46 de miliarde de euro fonduri structurale, peste 30 de miliarde de euro programul național de reziliență și mai avem peste 6 miliarde de euro pentru energie și apoi cercetare, dezvoltare, inovare, capacitate administrativă. În total însumăm peste 80 de miliarde de euro capital de investiții în următorii 7 ani de zile, în comparație cu cei 43 de miliarde care am avut la dispoziție în ultima perioadă de programare de 7 ani, 2014-2020. Deci, vestea îmbucurătoare este că românii, atât IMM-uri, cât și unități administrativ-teritoriale și instituții publice, vor avea acces la aproape dublu banilor nerambursabili decât în ultima perioadă, deci foarte mulți bani. Vorbești de niște sume foarte, foarte mari. Dacă ar fi să ne raportăm la aceste sume, ne-am gândit că am avea o Românie extraordinară și frumoasă. Ce se întâmplă? Pentru că vorbim de sume colosale și totuși privim în jurul nostru și vedem cam cu cât suntem în urmă. Chiar zilele trecute ascultam niște știri la radio și din punct de vedere medical suntem cu cel puțin 5 ani în urmă. Nu vreau să vorbesc de alte domenii. 5 ani ești optimistă.
Din fericire am avut privilegiul de a călători în 59 de țări până acum, și mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate decât România. Îmi permit să fac o comparație. În Germania am trăit 11 ani, în America aproape un an, în Australia jumătate de an și în multe alte state de ordinul lunilor. Vreau să spun telespectatorilor că România are un potențial uriaș, în primul rând prin așezarea geografică, da, între zona de est și întreaga Uniunii Europeană. Suntem așezați strategic. Astăzi strategic, suntem înconjurați de transport rutier din cauza lipsei autostrăzilor. Noi chiar am putea construi autostrăzile pe bani europeni și să încasăm la străini, și chiar ar fi o sursă de venit la bugetul de stat. Deci autostrăzile în sine pot fi sursă de venit pentru români, pentru bugetul național. Am putea, dar... Astăzi suntem înconjurați, spre exemplu, tot traficul din Turcia, Grecia, Bulgaria ne înconjoară prin Iugoslavia, pentru că rețeaua de autostrăzi este mult, mult mai bună pentru a penetra spre vest. Păi ce unde... s-a blocat acolo? De ce, iată, suntem atât de deficitari în acest capitol? Eu cred că incapacitatea managerială a miniștrilor transporturilor care s-au perindat la cârma acestui portofoliu de-a lungul anilor a condus la această întârziere de construire autostrăzi și străzi expres în România, care din punct de vedere economic ar aduce, ar însemna un avantaj uriaș. Nu știu dacă lipsă de voință, cât mai degrabă neputință. Deseori vedem în fruntea unor ministeri niște oameni care nu au nici un fel de expertiză în domeniul respectiv. Eu cred că un ministru trebuie să aibă, unu, expertiză aplicată pe domeniul pe care îl conduce, de altfel n-ai cum să-l conduci bine și n-ai cum să coordonezi oamenii bine, și doi, să fie manager. Manager cu competențe manageriale foarte bune. Și trei, n-ar strica să aibă și competențe de comunicare foarte bune. Pentru că totuși este în slujba poporului și poporul vrea să știe ce se întâmplă la nivelul portofoliului respectiv. E, acestea nu pot să spun că s-au văzut la anumiți miniștri de-a lungul timpului, în special în ultimii ani, și n-aș vrea să critic pe nimeni, dar ce vreau să transmit ca mesaj este că am putea să ne uităm, pentru că avem oameni competenți în țara asta, spre oamenii care dețin expertiză în domenii atunci când împarți funcții politic. Al doilea criteriu, cel financiar, de care spuneam adineaori, n-aș vrea să intru pe cel de informare, nu vreau să critic telespectatorii tăi, pentru că orice telespectator ar putea intra pe internet să-și caute o firmă de consultanță și să zică, dăm și mie niște informații, mai ales că informația prealabilă nu costă nimic. Da? Deci aici nu mai putem da vina pe guvern. Am înțeles. Așa. Dar al treia este o diligență a unui guvern care poate să procedeze asemănător Poloniei sau guvernului polonez și să disponibilizeze. Gradul de risc este între 2,3 și 7 în Polonia, zi 10 în România. Și 10% din acele garanții, dacă se duc pe apa sâmbetei, adică dacă guvernul va trebui într-adevăr să scoată bani, să suplimenteze, să plătească, prietene, ai stimulat injectarea unor miliarde de euro, adică 32%, dacă iau exemplu ultimilor renunțări la proiecte din cauza lipsei cofinanțării. Știi ce vreau să te întreb eu pe tine? Iată, tu ai, chiar ai spus mai devreme că ai locuit atâta timp în Germania, mai apoi te-ai reîntors în România, ai fost în politică, europarlamentar, acum ești președintele Comisiei pentru Fonduri Europene. Ce îți dorești sau ce speri să schimbi în România? În primul rând, îmi doresc, din perspectiva mea de expertiză în domeniul fondurilor europene, ca acești 83 de miliarde să ajungă toți în România. Pentru asta avem nevoie de minți luminate, oameni proactivi și un cadru legislativ debirocratizat și, nu în ultimul rând, sprijinirea antreprenorilor cu partea de cofinanțare. Păi cum putem face asta? Știm, cu toții știm că avem nevoie de oameni strategici, da? Cum facem? Presiune, oameni buni. Mediul de afaceri habar nu are câtă putere are în țara asta. Nu înțeleg de ce mediul de afaceri nu este unit. Să nu credeți că la cârma unui minister e vreun extraterestru.
așa cum de altfel se crede despre Comisia Europeană, că acolo ar fi funcționari publici europeni, niște extraterestri, și dacă a zis Comisia Europeană într-un fel, noi trebuie să executăm. Nu oameni buni. Și noi suntem oameni și noi știm ce vrem și noi știm drepturile noastre prin tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Și noi putem să ne cerem drepturile la Uniunea Europeană. Și noi plătim 1,04% din produsul intern brut taxă de membership la Uniunea Europeană. Și avem drepturi. Trebuie însă să putem în mod strategic, prin oamenii noștri de la cârma statului, precum și prin europarlamentarii noștri trimiși la Bruxelles, aleși prin vot direct, să ne aducem avantajele de care deseori alte și țări putem? Dispun. Eu zic că da. Păi, hai să ne uităm anul trecut. Întrebarea este care sunt europarlamentarii, cât de vocali sunt și cât de cunoscători sunt. Să știți că politicile europene sunt mult mai dificile și mai grele decât cele la nivel național. Acolo vorbim de politici pentru 516 milioane de locuitori în comparație cu politici de, la nivelul României de 20 de milioane de locuitori. Da? Și dacă e greu să pui în consens trei partide aflate în coaliție la guvernare, imaginați-vă cât este de greu să aduni o majoritate într-un parlament format din 751 de europarlamentari care provin din 27 de state membre. Da? Deci nu e ușoară politica la nivel european, cu atât mai greu să miști ceva acolo dacă nu ai oameni competenți care să înțeleagă contextele, politicile, modul de funcționare al Uniunii Europene. Tocmai de asta mi-ar plăcea să ne întoarcem noi la fondurile europene, lăsăm politica deocamdată. Nu e politică, este administrativ, că noi, până la urmă, vrem să ajungem la fondurile europene. Fondurile europene, acolo se aprobă. Hai să vedem, după ce s-au aprobat, da? Am depus proiectul, au fost aprobate. Ce trebuie să fac eu mai departe? Să zicem că am găsit acel consultant, mi-a făcut prefezabilitatea pe gratis, știu dacă eu, compania X, sunt eligibil sau nu pentru acel grant. O să explic două programe la care au acces aproape toți muritorii de rând. Și când zic toți muritorii de rând, oricine are o companie în sertar sau o cumpără de pe OLX mâine sau poimâine, cu 200 de euro, cu 500 de euro, cu 1000 de euro. Spui că trebuie să aibă o companie pentru că avem nevoie de 3 ani vechime, nu? Sau cum... Pe unele programe ai nevoie de 3 ani vechime, pe granturi aveai nevoie de un an vechime, și pe altele n-ai nevoie de niciun an vechime, poți să mergi cu o firmă nouă înființată. La startup te referi aici. La startup și la altele, nu la asta. Există și o schemă de ajutor de start care îți dă minim 1 milion de euro, inclusiv pe un startup. Valoarea nerambursabilă este de 50%, însă plafonul minim este 1 milion, plafonul maxim este de 37,5 milioane de euro. Investiții medii și mari. Deci nu putem vorbi generalist pe acest subiect, dar putem spune așa. După ce consultantul ți-a făcut prefezabilitatea, de exemplu și noi avem o firmă de consultanță care asta face, pe gratis, dar nu pentru că suntem noi așa oameni buni la suflet, ci pentru că eu, de exemplu, vreau ca eforturile firmei mele să fie concentrate doar pe proiectele care au șanse reale de a obține finanțare. Acesta ar fi primul pas, să caute o firmă de consultanță. Să-i facă prefezabilitatea. Da. Îi se pune la dispoziție un bilanț, un certificat constatator al firmei și se scrie cu cuvintele sale în corpul mailului: vreau să construiesc o hală pentru producție textile. Cumpăr 40 de mașini de cusut. Pasul 2 care ar fi? Pasul 2, după ce consultanța a spus că este eligibil, care este sursa de finanțare, cât este cofinanțarea și care sunt pașii următori, semnez un contract. Atenție, costurile de consultanță sunt eligibile în bugetul proiectului. Și chiar dacă te pune consultantul să plătești un mic avans, și pe ăla îl vei deduce din bugetul proiectului. Dacă obții proiectul, dacă obții proiectul, ăsta e singurul risc. Da. Avansul la mic. Ar fi în jur de, hai să zicem, estimativ. Nu știu, între 500 de euro și 5.000 de euro, depinde de mai. La ala de 25.000 de euro nu poți să iei 5.000 de euro, dar la ala de 1.500.000 poți să iei și 2.500 și 3.000 de euro avans. Da? Bun. După care pui la dispoziția consultantului documentele firmei, informații despre terenul pe care vei implementa investiția și informații despre costuri și venituri. Atât. Ți le cere oricum consultantul într-un mail. Atât. Mai ai nevoie de o semnătură electronică, că mai nou se pasul semnează 4. Electronic. Ăsta e pasul 4. O semnătură electronică care o faci în 20 de minute dacă mergi la un furnizor de semnături electronice. Există vreo 4 în România.
și restul ține de consultant. Îți depune proiectul în timp util, urmează o fază de evaluare, pe perioada de evaluare se cer clarificări de către evaluator. Tot consultantul răspunde numele beneficiarului. După care... Cam dacă, ce timp avem să primim un răspuns? Depunerea proiectului poate dura între 2 săptămâni și 2 luni, iar răspunsul între 2 săptămâni și 2-3 luni. Depinde deci cât de multe proiecte se depun. Cel mult jumătate de an per total. În 5 luni, 6 luni sau poate chiar doar 4, avem rezultatul. Dacă ne-a dat rezultatul, să zicem, ne cheamă la semnat, din momentul respectiv ne spune ce trebuie să prezentăm pentru a semna contract. Spre exemplu, dovada cofinanțării. De care vorbeam mai devreme, pe care unii nu reușesc să o obțină. Și atunci, dacă nu, din 100 de proiecte aprobate, 32 nu își permit cofinanțarea, intră următoarele 32 de proiecte pe listă. Da? Deci urcă și vor fi informați că și proiectul lor a fost declarat. Deci dacă din prima, chiar dacă nu am obținut proiectul, mai există o șansă în următoarea lună, să zicem, sau așa? În următoarele, da, 30 până la 60 de zile, pentru că de obicei ți se dau 30 de zile cu posibilitate de prelungire, încă 30 de zile, să vii cu fiscalele, să vii cu dovada cofinanțării, să vii cu dovada locației, adică unde vei implementa. Achiziționezi utilaje, unde le pui? În bucătărie sigur nu le pui. Îți trebuie un teren. Cumva sediu. Cât sau, ai? Nu numai cât sediu. Poate să fie un teren închiriat sau luat încomodat de la un prieten. Sau curtea unei hale sau curtea unui prieten. Unde eu pot să pun 6 buldo-excavatoare și un buldo-compactor. Da? De, cât e un buldo-compactor? Păi are 6 pe 2 jumate. Ok. Calculez, am nevoie de 120 de metri pătrați. Unde avem? Nu pot să spun că pun pe un teren de 70 de metri pătrați, că o să-mi respingă proiectul. Ok, se evaluează toate acestea, se aprobă proiectul, dacă am făcut dovada, dacă eu am îndeplinit condițiile în continuare, cele care le-am dovedit la momentul depunerii proiectului, că alea trebuie să le păstrez până la momentul semnării, și am dovedit cofinanțarea, mi-a semnat contract. Din momentul respectiv, procedura de achiziție, vorbesc cu furnizorul, mi le livrează. Eu plătesc, atenție, aici e foarte important. Noi, nu știu dacă tot consultanți. Când spui eu, e o firma de consultanță. Firma de consultanță, bravo. Okay. Pentru că există consultanți și consultanți. Nu toată lumea cunoaște procedura cererii de plată în comparație cu cererea de rambursare. La cererea de rambursare, eu plătesc factura integral și o duc la rambursat. Asta înseamnă că beneficiarul trebuie să aibă banii. La cererea de plată, eu plătesc doar cu finanțarea și dau către ADR să-mi plătească restul de 70%, pe care eu, în următoarele 5 zile, îi voi înainta către beneficiar furnizor. Da? Deci este o metodologie pe care, din păcate, mulți în piață nu o cunosc și pun această sarcină pe umerii beneficiarilor, din păcate. Pentru că la 1 milion de euro, dacă iei sarcina celor 700.000 de pe umeri, este mult. Adică să-i ceri un credit, el să ceară un credit de la bancă de doar 300.000 în loc de credit de 1 milion. Chiar dacă el îi poate da imediat înapoi după ce a făcut proceduri de achiziție. Dar banca are și ea proceduri birocratice și anumite plafoane, poate omul mai are niște credite și în felul ăsta nu s-ar încadra. Deci ar fi o povară. Asta, după care am închis proces verbal și bun, din momentul respectiv se consideră proiectul Ce se întâmplă dacă am primit banii, am început proiectul și nu respect la literă de lege proiectul? Pentru că aici vreau să ajung. Ce înseamnă literă de lege? Eu 3 ani de zile nu am voie să schimb destinația acelui proiect. Spre exemplu, dacă am construit un hotel, 3 ani de zile trebuie să funcționez ca hotel. Dacă am cumpărat utilaje pentru construire, 3 ani de zile firma mea trebuie să folosească acele utilaje pentru construcții. Doar atât? Dacă nu am voie să le înstrăinez de pe firmă. Dar nu trebuie, eu pot să vând firma cu totul. Dacă am 4 angajați, trebuie să am 4 angajați? Mai nou nu mai există multe condiții vis-a-vis de angajați și de creștere de profit de la an la an. E adevărat că noi facem un plan de afaceri în care stipulăm că prin noua achiziție vom crește în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul. Astfel cresc și derile către stat, dar asta nu este un criteriu de corecturi financiare. Cum era în 2007-2013? Deci au existat... Am avut noi grijă la Bruxelles să le eliminăm. Și a fost și asta o muncă. Nu vreau să laud nici pe mine, nici pe alții, dar am făcut front comun cu cele 14 state Friends of Cohesion. Există 14 state din cele 27 Uniunii Europene net primitoare de bani
și 13 net contributoare. Și noi din ce parte facem parte? Cei săraci. Din cei săraci. Noi suntem săraci, am înțeles. Și am venit și ne-am impus acolo și am eliminat multe condiționalități în favoarea beneficiarilor de fonduri europene. Cu mândrie spun acest lucru pentru că a fost o muncă imensă și acolo am acționat transpartinic și transnațional. Da? Adică nu au fost rivalitățile astea între europarlamentari de la un partid sau la altul din România și mai mult decât atât ne-am unit cu polonezii, cu ungurii, cu cehii, slovacii, estonienii, bulgarii și așa mai departe și ne-am impus cu majorități pentru a elimina condiționalități deseori ciudate. Eu mi-aduc aminte când ai venit în 2019, ne-ai spus atunci cam în ce domenii ne recomanzi tu să aplicăm și să există șanse mai mare să primim fond european. Hai să vorbim acum de 2021. Ce ne recomanzi? În ce domeniu să aplicăm? La ce să ne așteptăm? Ce să pregătim? Primul și cel mai la îndemână și care urmează în următoarele 4 până la 8 săptămâni să fie lansat este programul Digitalizare, care finanțează între 30.000 și 100.000 de euro cu doar 10% de acasă, adică dacă îmi achiziționez aparatură IT, softuri, harduri, ERP-uri, brevete, LAN-uri de bani aceștia, să zicem de bugetul minim de 30.000, vin doar cu 3.000 de euro de acasă. În orice domeniu? În orice domeniu, mai puțin domeniul IT în sine. Am înțeles. Toate firmele non-IT din țara asta și din orice zonă au acces la acest program sau vor avea, deja ordonanța există, urmează ADR-urile să aducă pe masă și ele există, dar vor fi publicate în următoarele zile. Pe normele de aplicare pe fiecare regiune în parte, pe fiecare din cele 8 regiuni din România în parte. Vom putea depune proiecte, alocările bugetare sunt făcute și bineînțeles că atunci când tu pui un euro și altcineva îți dă alți 9 euro, e bine să mergi pe bugetul, dacă se poate, maxim. Bineînțeles că trebuie să justifici ce cumperi, la ce îți folosești acel soft, acel ERP, pentru ce cumperi 4 laptopuri, pentru ce cumperi 5 desktopuri, pentru ce ți-ai multifuncțională, pentru ce ți-ai plotter, dacă ești firmă de proiectare și arhitectură și așa mai departe. Deci asta face consultantul. Și aici costurile sunt chiar foarte mici în ceea ce privește consultanța și ele deductibile la fel din bugetul proiectului. Deci, iarăși, o șansă de a ajunge la capital gratis, dacă îmi permiți termenul, se numește fonduri europene nerambursabile, dar în limbajul popular, bani gratis. Mai avem din când în când câte un client care apare la noi în birou și spune: am auzit și eu că se dau bani gratis, vreau și eu. Bine, deci bani gratis primim când vorbim de digitalizare. Unde mai primim bani gratis? Cum putem să obținem? Pentru investiții între 50.000 și 200.000 se va relansa grantul măsura 3 și pentru capital de lucru. Acesta va rămâne la celălalt plafon de 200.000 de euro maxim și cofinanțarea va fi reglementată. Foarte probabil se va rămâne în același domeniu, între 15 și 45 a fost acum și acum foarte probabil nu va mai fi un criteriu de departajare. Apoi, și aici putem achiziționa orice și oriunde, da? Orice și oriunde. Putem. Ne dai câteva exemple mai concrete, așa? Concret, poți achiziționa utilaje de construcții, poți să-ți iei instrumente IT, poți să-ți iei instrumente pentru o cofetărie, să-ți amenajezi spații, să construiești spații, să construiești hale de producții, să îți cumperi aparatură muzicală, spre exemplu, pentru cei care fac producție de muzică, chiar și domeniul cultural este eligibil, să-ți faci site-uri pentru promovare sau pentru vânzări, să-ți faci magazine. Acum au fost eligibile și achizițiile de imobile, ceea ce rar s-a întâmplat în istoria fondurilor europene. Am văzut că acum este o dispută la nivel public, dar parțial doar justificată. Aici vorbim tot de 10% sau de 30% de această dată? Nu, vorbim de 15 până la 35% în afara București-Ilfov, 30 până la 45% pe București-Ilfov. Deci, începând cu o cofinanțare de 15%, vom putea accesa până la 200.000. Și vom putea face orice business ne taie mintea și capul. Da? Apoi, domeniul Horeca va fi subvenționat, directiva europeană, ordonanța este deja dată, aprobată și publicată în monitor oficial. Aici vom putea accesa 20% din diferența între 2019 și 2020, ca cifră de afaceri, a celor care au activat pe acest cod CAEN.
sau pe codurile care ai în Horeca, că sunt mai multe. Bani nerambursabili pentru funcționare, un fel de recompensă pentru că te-au închis obligatoriu. Pentru ce s-a întâmplat în 2020. Din cauza pandemiei. Da? Apoi, putem vorbi de proiecte mai mari, iarăși POR22, Programul Operațional Regional. Este un nume de program, nu trebuie numai decât să-l ținem minte. Va finanța din nou între 1 și 6 milioane de euro. Și am aici o serie, chiar am venit, că astea s-au publicat ieri, de măsuri în spectru rural. Pentru tineri fermieri, 50 de milioane de euro, care înseamnă 50.000 de euro per proiect. Pentru tineri fermieri însemnând orice agricultor care a intrat în domeniul agriculturii în ultimii 5 ani și care nu a depășit vârsta de 40 de ani. Deci să aibă până în 40 de ani și să nu aibă vechime în acest domeniu. Apoi avem 100 de milioane de euro. Și să aibă firmă? Trebuie să... Nu, poate să-și înviteze și o firmă nouă. Da? Apoi 6-4, orice activitate non-agricolă în mediul rural, pot să fac cofetărie, țesătorie, pot să-mi fac, să-mi achiziționez utilaje de construcții, pot să-mi iau nacel, excavator, buldo-excavator, tractor de nu știu care, pot să-mi achiziționez utilaje pentru agricultură, pot să-mi fac unități de procesare. Trebuie să fac profit cu acestea, nu-i așa? Da, dar în cazul în care eu nu fac profit, însă motivul nu mi-este imputabil, nu mi se fac corecturi financiare. Adică eu sunt un mic jucător într-o piață mare. Eu n-am cum să influențez piața Horeca dacă ea per global a mers în jos. Piața a mers în sus și eu din anumite motive imputabile mie personal ca administrator și manager le-am dus în jos, atunci e posibil să se facă corecturi financiare. Deci, dar în ultima vreme nu s-au mai făcut corecturi financiare. Ba chiar și la schema de ajutor de stat, unde ai 5 ani de zile să dovedești că prin planul tău de afaceri plătești un anumit nivel de taxe și impozite. Dacă nu ai reușit în 5 ani, de obicei ți se dă o prorogare și îți prelungește termenul cu încă un an și cu încă un an. Deci, până la urmă, nu s-au luat bani înapoi, în ultimii ani cel puțin, din buzunarele celor care au acces la fonduri europene. Dar din cei 52% de care ai menționat tu la început că obțin fonduri europene, cam cât poți să spui? Scuze-mă, ăsta e grau de absorpție acum. Am înțeles. Nu înseamnă că 52% au... Ăsta e grau de absorpție. Noi avem încă multe proiecte pe rol. Dar tu spui că ăștia au absorbit deja? Da. Și care e întrebarea? Vreau să văd câți din aceștia au trebuit să restituie banii. Sau niciunul. Nu au fost conform niciunul? Unii care, mai sunt și din ăștia care nu sunt mulțumiți că le-ai dat 70% nerambursabil și gândesc că mai pot face o șmecherie, deși e puțin posibil să faci șmecherii, doar la cele cu încredințare directe conform legii 98 și 99 pe achiziții publice, unde îți cumpere altceva decât ce ai prevăzut în proiect. Da, ăia sunt bani care se rambursează, se dau înapoi. Dacă eu am spus că îmi cumpăr un buldo-excavator de 32 de cai putere și nu de cai, 32 de cai putere, de 32 de tone și îmi iau unul de 26 și plătesc același preț, asta este un fel de păcăleală. Nu am voie. Dar eu dacă am spus că îmi iau de 32 cu 180.000 de euro și cu 180.000 de euro îmi iau unul de 34, e foarte bine. Ați înțeles? Deci nu mă sancționează pentru că am obținut în aceiași bani un upgrade, dar dacă eu cu aceiași bani pe care i-am bugetat, că eu scriu ce fel de capacitate sau ce capacitate am nevoie... Dar dacă se modifică prețul de când am obținut și costă mai mult? Din nefericire, e suport din buzunarul propriu. În general, există diferențe la cursul valutar. Faci un buget în euro și prețurile le-ai primit în euro ca oferte, le-ai trecut în bugetul proiectului la depunere, durează 4-5 luni, cum am spus, până la finalizare, mai durează o lună până semnezi contractul, mai durează o lună până la 3 luni până se livrează, deci a trecut aproape un an și un an mai târziu cursul poate să fie diferit. Ei, diferența de curs, din păcate, o suporți din buzunar. Dar asta nu poate fi chiar atât de semnificativă. Dacă prețul s-a modificat și este mai scump, utilajul respectiv, atunci iarăși ai avut ghinion.
Iată, ne-a scris Vârtosul Justin, minunată emisiunea, domnul Luhan mi-a redat încrederea în planul meu și al câtorva prieteni de a dezvolta turistic și mai mult orașul meu natal Brașov. O seară bună. Vârtosul Justin ne transmite. Mai avem o întrebare. Proiectul de criptomonedă euro vrea să ofere o ofertă stabilă pe piața digitală? Se dorește trecerea la o monedă mai ușor de controlat, reglementat pe teritoriul euro? Da. Este o temă la nivel european. Încă sunt atitudini diferite ale europarlamentarilor și Comisiei Europene vis-a-vis de introducerea criptomonedei ca o monedă de circulație agreată și acceptată, în primul rând, de sistemele fiscale, pentru că acolo e, de fapt, problema. Dar o să râdeți, se dau foarte mulți bani din programul Orizont 2020, care acum are 81 de miliarde de euro, care s-au suplimentat cu alți 70 și cu alți 50 pe zona de medical pentru cercetare și dezvoltare, și s-au simplificat procedurile, inclusiv în general pe Orizont îți trebuiau trei parteneri din trei țări diferite. Adică unul din România, unul din Franța, spre exemplu, unul din Germania. Dar acum poți să mergi ca firmă simplă din România și să aplici pentru cercetare, dezvoltare, inovare sau pentru IT, suport pentru SME, Small, Medium Enterprises. Și cyber security, criptomonedele, inovații în domeniu, în astfel de domenii, sunt sprijinite, sunt prevăzute ca domenii eligibile în cadrul acestor programe. Să înțeleg că în această seară avem două vești mari și importante. Eu cred că mai multe. Stai să ți le spun. Așa, care sunt veștile? V-am dat noutăți înainte de a vi le da guvernul. Principala veste este că suntem pe toate rețelele de cablu din România. Și cea de-a doua veste și mai importantă este că, iată, se reia Startup Nation în 2021. Și nu numai, și digitalizarea, care vine pentru prima oară, are un buget de 1 miliard de euro consistent alocat. Și grantul, care este de notorietate și des în presă în ultima vreme, sigur se va relua, adică cei care astăzi poate stau puțin cu inima îndoită, le dau vestea bună că și acest program se va duce mai departe cu o realocare, respectiv suplimentare de buget, și în plus, acest program fiind unul foarte bun, se va relua, adică se va deschide din nou în 2021. Noi îți mulțumim pentru, iată, niște știri foarte importante și exclusivitatea pe care ne-ai dat-o. De asemenea, așa, spre final, eu te-aș ruga să faci tu o sinteză așa și să le transmiți telespectatorului ce trebuie să aibă în vedere în 2021. În primul rând, să se informeze pentru ideea lor, respectiv visul lor în ceea ce privește un business sau dezvoltarea unui business pe fonduri europene nerambursabile. Mesajul general este că există fonduri europene pentru aproape oricine și orice, adică orice domeniu și oriunde, și la țară, la Cuca Măcăi, și în mijlocul Bucureștiului și a Brașovului și a Sucevei. Că, din fericire, condițiile de accesare s-au simplificat foarte mult, că guvernul a învățat din greșelile din trecut și a simplificat, inclusiv la nivel de negociere cu Comisia Europeană, anumite condiționalități, acestea fiind eliminate, și că întotdeauna când te doare măseaua, de obicei nu începi să înveți stomatologie, ci te duci la un stomatolog. La specialist, așadar. Mai bine decât să începi să crezi că ai avea capacitatea să scrii un proiect, te adresezi unui specialist care îți face din rutină un proiect calificabil, și în felul ăsta șansele tale de a obține fonduri europene nerambursabile sunt foarte mari. Cam așa este discuția când mergem la consultant, nu-i așa? Mult mai amplă. Mult mai amplă. Te invit să vezi cum e. Noi totuși îți mulțumim pentru consultanța din această seară. Iată, mai ai un mesaj de la Grigoraș Ionică, care spune: bravo, domnul Luhan, succes pe viitor. Mulțumesc. Și îți mulțumesc pentru prezență și pentru că aici, la alături de tine, avem și partea de prevenție. Și știți bine că după o oră, iată, a trecut deja o oră, este momentul cei care sunt așezați să se ridice, cei care sunt în picioare să ia loc. Te invit, Petru, să te ridici alături de mine. Oricum, eu îți mulțumesc mult pentru prezență și pentru toate sfaturile importante pe care ni le-ai dat, și sper, iată, în acest an să accesăm cât mai mult fondurile europene și să nu uităm de Startup Nation. 2021 și 2022 au alocate peste 15, respectiv 16 miliarde de euro în fiecare an, pe care noi, românii, putem accesa. Așa că
români, nu rămâneți pasivi. Îți mulțumesc mult, Petru. Și eu mulțumesc. Dragilor, noi ne reîntoarcem și iată că vom continua a doua parte vorbind despre piața imobiliară în 2021. Am descoperit că putem obține fonduri europene și când vine vorba de piața imobiliară, însă sunt foarte curioasă să vedem dacă au crescut prețurile sau au scăzut. Este momentul să cumpărăm o casă, un apartament? Ce este mai avantajos? De asemenea, trebuie să vedem și e mai ieftin în oraș, mai la periferie. Toate aceste informații prețioase le vom descoperi în această seară și bineînțeles că voi puneți întrebările principale. Nu uitați, puteți să lăsați întrebările voastre pe Facebook sau YouTube, A7 TV. Scrieți acolo întrebarea pe care o aveți pentru noi în această seară. Continuăm discuția despre piața imobiliară alături de Florin Stănică. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, vă invit să luăm loc. Ne bucurăm că sunteți aici la A7 TV. Cu drag! Iată, am avut o conversație până acum benefică despre fondurile europene și ne-ar plăcea să fim puși la curent și despre piața imobiliară în 2021 și să descoperim ce schimbări s-au făcut, ce schimbări nu s-au făcut, s-au scumpit casele, s-au scumpit apartamentele sau acum este momentul să începem să ne uităm de o casă sau un apartament. În general, în perioada asta, foarte multe persoane se orientează către case din cauza pandemiei, mai ales că au stat foarte mult izolat ca și timp. Și atunci orientarea s-au spre case foarte mult. Atunci blocurile cât de cât au suferit un pic sau trebuie să vii cu ceva în plus ca să poți să vii către client. Prețurile nu s-au dus chiar atât de jos cum așteptau ei să se ducă. Deci prețurile aproape au rămas cât de cât în limita normală. S-au dus undeva la 5-10%, cred eu, maxim, care au putut să coboare. Dar foarte mult au crescut la casă, adică prețul la casă au crescut. Eu zic Așadar, că prețurile la apartamente au scăzut, prețurile la case au crescut. Și cererea la case foarte mare. Au crescut foarte mult. Da. Există șanse ca în următorii ani o să scadă, să mai așteptăm? Păi acum, sincer, nu neapărat să scadă. Gândiți-vă, costurile sunt foarte ridicate la ora actuală. Inclusiv una de lucru, inclusiv materiale de construcție. Decât dacă ar scădea acelea, abia atunci și noi putem să vindem niște prețuri mult mai joase. Dar oamenii, în general, acum nu mai au de muncă, în general. Și ei se gândesc de 2 sau de 3 ori înainte să-și cumpere o casă. Dacă până acum toți își vreau să aibă un apartament, acum toți se gândesc cum să își țină economiile. Deci nu mai sunt așa dornici să aibă casa lor. Și dacă avem un apartament, ați spus că acum, iată, oamenii își doresc să locuiască la casă, am văzut cât de greu este în perioada pandemiei, în perioada izolării să stăm la apartament. Și unii au decizia să vândă apartamentul și să caute o casă. Pierd aceștia? În perioada asta, nu știu dacă este momentul să vândă apartamentul, fiindcă ei l-au cumpărat, mulți au rate la bănci, nu știu cât își permis să-l vândă. Sunt multe prin prima casă, care acolo ești obligat 5 ani de zile să nu poți să-l vinzi. După care te gândești dacă poți să-l achiți ca să poți să-l vinzi, nu știu cei care își permis să le vândă. Foarte puține persoane sunt care se mută la casă, la apartament, la casă, adică nu migrează o marjă foarte mare. Cred că mai mult de 20% nu cred că poate să facă pasul ăsta. Eu am văzut niște anunțuri totuși pe internet în care scrie așa: vând apartament, plătit rată pentru 5 ani, doriți să preluați ratele. Este legal așa ceva sau este ilegal? Numai cu acordul băncii. Doar cu acordul Doar băncii cu acordul se face băncii. Deci nu poți să vinzi tu că vrei să te duci la bancă, până la urmă apartamentul e al băncii până tu la achiziți. Deci este acordul băncii, dacă banca este acord și tu ai fost solvabil până atunci și ai trecut de perioada de grație care ai avut cu prima casă, mai ales că a fost programul acela prima casă, acum este noua casă, trebuie să vezi dacă te încadrezi ca să poți să faci acest deal. Dar și la bancă, în general, ca să poți să predai un credit, trebuie să fii la zi cu toate, trebuie să fii toate puse la punct. Și prea puțin cred că și-au un apartament. Dacă vrei să-ți iei un apartament, îți iei tu de nou, că găsești oferte mult mai bune pe piață decât ai găsi într-un vândut de... Totuși am spus eu că iată au cam scăzut prețurile la apartamente și să zicem că am luat acum 3, 4, 5 ani, dacă am luat cu prima casă și dorim să vindem și primim aprobarea băncii să vindem apartamentul și altcineva să preia creditul. Pierdem, aici mă refer din punct de vedere financiar, cam acum 3, 4, 5 ani cât am dat și dacă ați spus că s-a ieftinit. Că poți să pierzi, mai ales că tu ai investit în ele, el a fost locul tău, tu ți l-ai creat pentru tine. Și acel loc că ai investit foarte mult în el pentru confortul tău. Automat, eu dacă vin să cumpăr acum de la tine, poate acele lucruri nu mai sunt pentru mine utile. Și automat o să înceapă o negociere. Posibil că el să pierdă toată investiția care a făcut un apartament. Dacă iau un apartament, de exemplu, la 50.000 și am băgat în el poate mobilierul, tot ce înseamnă electrocasnicele, toate sunt făcute majoritatea pe comandă. Nu pot să le iau să mă mut în casă, puțin care și le iau. Și automat acelea e o pierdere pentru tine. Dacă ți-o asumi pierderea, atunci fugi către casă dacă ți-o prind. Dacă mai vine mama, tata, bunicul cu un supliment de
cash, posibil să te muți la casă. Dar aș putea să-l vând cu o sumă mai mare, să zic că l-am luat cu o anumită sumă? Dacă și... sunt în poziții centrale, dacă sunt niște apartamente de lux care au crescut valoarea la ei, atunci cu siguranță poți să vinzi. Sunt și locații care poți să vinzi cu un câștig destul de mare. Adică să-i fac cu 80.000, să-l vinzi azi cu 100.000, 110.000. Depinde foarte mult locația în care ai luat-o. Adică nu mă gândesc că în zone unde sunt, s-au dezvoltat foarte mult periferia, Berceniu, Chiajna, Ilfov în general, nu văd cât de mult câștig poți să ai, dar dacă ți-ai cumpărat undeva central în București și ai apucat atunci la vreo ofertă sau prețul a fost cât de cât ok, acum poți să fii pe câștig. În general, spațiile în București nu sunt atât de generoase ca în Ilfov. Și acolo, când prinzi un teren foarte bun, rămâne valoarea în sine a terenului. Și apartamentul în sine rămâne o valoare. Eu când cumpăr apartamentul, spre exemplu, pentru că vorbim de apartamente acum, plătesc TVA sau nu plătesc TVA? Păi, în general, noi, dezvoltatorii, ne asumăm acel TVA și îl achităm noi. Deci TVA-ul este acum de 5%. Dacă cumperi pentru un barem până în 450.000 de RON, adică undeva la 100.000 de euro, tot ce sare peste 100.000 de euro se duce undeva în 19%. Dar este inclus în prețul apartamentului TVA-ul, mă gândesc. Asta e la ofertă. Dacă dezvoltatorul își asumă lucrul ăsta, dacă nu, îți iei prețul apartamentului plus TVA-ul de 5% sau plus TVA-ul de 19%. Așadar, să spunem că se poate deduce TVA-ul, dacă discutăm tot... La despre... cine noastră, ca persoană fizică, nu aveți cum să-l deduce, nu. Dezvoltatorul deduce. Dezvoltatorul are această posibilitate. Da, dar și plătește când încasează, adică îl și dă statului, că nu e a lui. Există șanse atunci, iată, să plătim de două ori TVA, mă refer atunci când cumpărăm apartamentul, să plătim TVA și mai apoi când dorim să-l vindem, iar plătim TVA? Păi nu mai plătiți TVA atunci, dumneavoastră, că-l vindeți un singur apartament. Un singur apartament, nu plătiți TVA la el. Decât dacă vindeți mai multe apartamente, abia atunci intrați într-un sistem de fiscalizare. Am înțeles, e considerat un fel de business, exact. Și atunci plătim TVA. E ca business. Dacă aveți acum o mașină, nu o să vindeți cu TVA. Dacă vindeți 10 mașini, automat trebuie să plătiți un TVA la ele. E foarte interesant, așadar prima oară sunt considerat client sau cumpărător. Odată pe an, poți să vinzi unul sau două maxim. Dacă ai unul al tău și unul, nu știu, al soțului, se pot vinde. Dacă ai mai multe, automat după aceea o să fii fiscalizat. Dacă va trebui să plătești și taxe la el. Și pe profit și pe TVA. E important de reținut, iată, cu plata TVA-ului, pentru că noi nu prea suntem informați în general în România legate de acest aspect. De exemplu, dacă am un apartament și doresc o garsonieră, sau invers, de obicei de la garsonieră dorești să te muți la apartament, dacă am o garsonieră și doresc un apartament, aici cum e vorba de TVA? Nu, dumneavoastră vindeți, dacă aveți persoană fizică și cumpărați la un dezvoltator. Dacă cumpărați de la, tot la o persoană fizică, automat acel TVA nu există. Dumneavoastră o vindeți sau puteți să faceți, de exemplu, luați garsoniera și dați o diferență de bani. Acolo nu e nicio taxă, fiindcă acolo faceți un schimb, un troc între cealaltă persoană și mai veniți cu o diferență de bani. Acolo chiar nu se taxează absolut nimic decât taxele notariale care sunt. Și dacă păstrezi garsoniera și doresc să mai cumpăr un apartament, deja se aplică altă lege? Nu aveți, trebuie aceeași taxă, puteți să aveți 5 garsoniere, tot cu 5% luați. Momentan, acum ați dă voie fiscalitatea, dar la mai multe deja se consideră că e afacere și atunci o să treceți până 19%. Pentru că aici, la alături de tine, să știți că punem întrebări, telespectatorul pune întrebări invitatului, le spun telespectatorii la rând o dată că poți să lase, iată, întrebările lor pe YouTube sau Facebook, A7TV, acolo puteți să scrieți întrebările voastre legate de subiectul nostru din această seară. Și pentru că, iată, noi am început să discutăm și am intrat direct în subiect, eram foarte curioși, dar totuși am dorit să cunoaștem și specialistul și atunci v-aș întreba care a fost prima investiție sau cum ați început în domeniul acesta al dezvoltării imobiliare, cu mențiunea că nu specificăm branduri. Nu-i problema. Deci, prima dată am avut o firmă de internet și a trebuit la un moment dat să ne adaptăm pieții, să creștea foarte tare și venea cu o altă rețea care intra toate felurile pe sub, se cablau sub pământ și atunci am decis cu asociații mei să vindem și tot ce au fost atunci finanțe foarte ce am câștigat noi, am intrat în imobiliare, am încercat să cumpărăm terenuri. Tot timpul aveam impresia că mergeau foarte bine terenurile, creșteau prețurile foarte mult. După care a venit criza imobiliară care ne-a speriat pe toți, ne uitam că am dat pe un teren câteva sute de mii de euro și nu mai avea aceeași valoare și pierdeam pe fiecare zi. Și abia atunci m-am asociat cu niște prieteni să facem un bloc. Am zis, păi, cât a fost terenul ăsta? A fost o sumă destul de mare, acum mai puțin de jumate. Și am încercat să dau acelui teren valoare prin construcție. Și așa am început să fac blocurile. Deci am încercat să salvez un business și o pierdere foarte mare prin a face blocuri. Și ce sfaturi ați da, iată, unui tânăr care își dorește poate să devină și el dezvoltator imobiliar? Păi acum asta e o mare problemă la ora actuală. Foarte mulți care au lucrat prin străinătate sau au făcut un
cash flow, au bani, au vrut să facă și cât o casă, câte două case și aici a devenit un pic, nu mai este acea calitate care era pe piață. Adică dacă la început au fost câteva developeri foarte puternici și încercau să facă, acum este un pic de haos în construcție și aici ar trebui deși la construcție să intre un pic în, să reglementeze mai mult. Adică n-aș mai pune blocul, acum îți iei o căsuță și vezi că lângă tine vine blocul. E un pic de haos, dacă mă întrebați mine pe piața asta și sunt un pic eu speriat de ce se întâmplă. Adică și eu mă uit ca dezvoltator și văd că am făcut acum un bloc și spun la client, vezi că aici ai vedere, ce o să vadă bine. Și în secunda a doua văd o autorizație de un bloc de 9 etaje care nu mai vede nimic și totul nu mai între betoane. Deci adică există riscuri. Trebuie un pic de disciplină în construcție, dacă ar fi un pic de risc, adică să fie un pic... Nu știu, arhitecții care sunt în primărie să fie un pic mai atenți, părerea mea, trebuie să iasă un pic în teren, să vadă și ei că acele blocuri care tot se construiesc, să aibă un pic de spațiu, un pic de spațiu verde, adică să nu dea voie omului, omul dacă poate să construiască, el va construi. Deci dacă am o investiție și am niște bănuși și știu că profitul e destul de mare, atunci voi încerca să scot maxim din ea. Dacă autorizația nu-mi dă voie, primăria nu-mi dă voie, arhitecții nu-mi dă voie, atunci eu mă limitez la ce am voie. Și atunci e și o disciplină, știm exact, băi, zona asta e de 4 blocuri, cum este în străinătate? Iar și primăriile n-au, îți dă o infrastructură, trebuie să o creezi iar tu. Tu faci infrastructura ta, vine alt bloc, automat se dezvoltă și celălalt. Și de asta se văd tot timpul spărturi în asfalt, tot timpul gropi, adică noi suntem încă în dezvoltare, dar cine va face după noi? Adică noi îi facem odată, fac ceilalți. E o necunoscută. Și a început un pic să fie un pic de haos, asta spun cei care s-apucă de blocuri, să fie foarte atenți unde și au un teren, să vadă exact ce poate să construiască și să aibă grijă și cu locuri de parcare. E o criză fabuloasă cu locuri de parcare în ziua de azi. Dacă te uiți în orice bloc, mașinile urcate pe trotuar, nu mai poți să mai circuri, trebuie un pic de disciplină. Eu așa văd eu la ora actuală, dacă tot mă uit și mă cam sperie eu de ce se întâmplă. Dacă eu am zis, băi, terenul ăsta de 3000 de metri, pot să fac 4 blocuri, am încercat să fac 2 pe el sau 3. Dar nu aș face palpatul niciodată, aș sta un pic de spațiu. Dumneavoastră mai construiți în continuare sau ați făcut acele proiecte pentru a salva terenul? Și nu, mai... nu, am continuat. Nu a fost acela, a fost un teren după care am avut mai multe, după care am început să cumpăr terenul, unde am avut niște poziții mai... Dacă am dezvoltat într-o zonă, am încercat zona aia să mi-o conserv un pic, să pot să o dezvolt mai mult. Astăzi, la ora actuală, am luat o decizie să mă opresc un pic pentru a vedea piața imobiliară. Nu mai simt atât de sigură. Chiar dacă băncile și să spunem că statul te-ar ajuta să cumperi un apartament, dacă eu n-am loc de muncă, nu cred că să mai riscă multă lume să mai muncească. Cei care sunt afară acum sunt foarte mulți în șomaj. Anglia e închisă, Franța e închisă, Germania e închisă, adică oamenii stau în casă și primesc un șomaj de la 1000 și ceva de euro, cât luau, poate acum e undeva la 700. Ei au nevoie să-și plătească chiriile, să supraviețuiască, deci nu se mai riscă prea mult să vină către constructori. Unde a rămas într-adevăr zonele foarte bune, zonele centrale unde sunt blocurile care se fac puțin centrale, alea rămân, încă acolo nu e un pericol la ora actuală. Și în această perioadă am putea să spunem că băncile acordă mai ușor sau mai greu credite pentru imobiliare? Păi băncile la ora actuală încearcă și ele să-și protejeze cât de cât investițiile. Vă dați seama că nu poți da la unul care știe că mâine nu mai are loc de muncă. Riscul în sine e foarte mare și atunci și cei de la risc, de la fondul de risc, și ei sunt foarte atenți. Adică îi dă la un om, dacă ești potent și ai un job stabil, îți dă. Dar cum astăzi foarte mulți lucrează acasă, nu știu mâine ce joburi mai au, foarte mulți, dacă nu aveam pe șantier undeva la 180 de angajați, astăzi lucrăm cu 40 sau 60. Adică s-au redus foarte mult toți. La vânzări aveam 7 inși, acum sunt 2 inși. Deci cel care dorește să obțină credit la bancă, în primul rând trebuie să arate stabilitate, să arate că iată are un job în viața de zi cu zi și să nu are rate, să nu fie întârziat, să nu fie în blacklist, sunt foarte mulți factori. El să nu fie avut vreo problemă, să fie cu taxele la zi, inclusiv la financiar, dacă a avut vreo mașină. Adică sunt foarte mulți factori care te verifică în ziua de astăzi. Am putea să luăm așa pe pași și să vedem. Eu mă gândesc acum la cei care ne urmăresc de acasă și sunt foarte mulți care visează acum să devină investitori imobiliari sau dezvoltatori imobiliari. Și aș dori să venim puțin în ajutorul lor și să luăm pe pași, așa, 1, 2, 3. Începem cu ideea, nu? Îmi doresc să devin dezvoltator imobiliar. Prima dată trebuie să găsești poziția ideală pentru a face blocuri sau ce vrei să faci, case, blocuri, clădire de birouri. Prima oară trebuie să găsești un teren care să poată să-ți permită puzul care e la primărie să spună că poți să construiești din el locuri de parcare, trebuie să iei sunt mulți factori în... După care trebuie să vezi utilitățile la ce distanță sunt de tine sau dacă sunt. Adică nu te gândi că azi ai luat terenul și mâine ai făcut că nu o să faci niciodată blocul pe el. Sunt niște autorizații și niște pași care trebuie să treci până foarte riguroși în ziua de astăzi, dar e un pic greoi, dar încă o dată nu trebuie să te dezarmezi. Dar nu m-aș înhama acum să mă duc să iau niște bani de la bancă sau o investiție financiară. Să mă pun să fac un bloc astăzi,
fiindcă nu știu randamentul meu, dacă îl vând, nu știu, mă bag dator la o bancă și automat atunci posibil să muncesc pentru acea bancă. Eu îl creez și acea bancă, când va fi gata, neplătind ratele, îl va lua. Am nevoie de o anumită sumă cu care să încep sau e suficient visul? Nu e suficient. Pe cum? Vrei să faci un bloc? Trebuie să vezi întâi pașii care sunt, trebuie să vezi întâi proiectul care vrei să-l faci. Mergi la un arhitect care spune exact cam ce costuri sunt. Abia după aceea încep să vezi cât dispui. Foarte mulți înainte vindeau la fază de proiect. De asta unele blocuri nu sunt terminate nici astăzi, probabil. Fiindcă au visat că ia bani de la clienți, clienții așteptau să facă blocul, el n-a mai avut capital și atunci blocul a rămas în stadiile care sunt. Dar cei clienți au fost și ei puțin, s-au bucurat de acest fenomen. Sunt și pe piața imobiliară, ca în orice domeniu, oameni care intră un pic cu pieptul înainte și nu duc proiectul până la capăt. Sau mai fac mici greșeli și atunci automat pe parcurs se refrâncă către cei care cumpără și ne cam cataloghează pe toți. Oricum, acum orice client e foarte atent și foarte riguros, foarte pretențios. Pandemia s-a cred că a dat timp de gândire, stă foarte mult pe internet și acum vine și fel și fel de întrebări, de soluții, dacă e rigid, dacă e... Și dacă nu știe, el crede că le știe și ți le explică el la față locului. Vreau să fie așa, vreau să fie așa. Chiar dacă le arăți, trebuie să le arăți. La un moment dat, vezi cum trece câte o persoană și îți bate în perete. Adică testează, el s-a făcut specialist. E și pățit clientul, pentru că, iată... Ce vede în mediul online, exact. Ei cred că se pot întâmpla. Sunt foarte mulți și automat aici trebuie să se pare și... Aș vrea să vorbim puțin și de, după aia reluăm pașii, dar pentru că ați menționat de client, vorbim de credit, când vreau să-mi cumpăr un apartament, credit direct la dezvoltator, vedem se că se spune despre actual. Asta, și credit la bancă. Care este diferența și cum este mai convenabil, am spune, sau de ce anume avem nevoie? Creditul la dezvoltator este, depinde acum de resursele tale financiare și ce avans ai. Dacă e un avans, de exemplu, să dai undeva la 40-50%, rentează să mergi la un dezvoltator, dar atenție, puțin dezvoltator poți să dau banii, să dai banii pe o perioadă mai lungă. Că atunci poți să blochezi proiectul tău imobiliar, dacă e un proiect mai mare, mai grandios. Și atunci că eu am, de exemplu, 100 persoane care îmi dau banii în rate și eu construiesc exact când îmi dau ei. Și poate un pic să mă blocheze. Adică toți cred că pun într-o balanță și acele blocuri se vând undeva, îmi permit să vând din 100 apartamente 20 cu rate la dezvoltator, numai în momentele alea atunci poți să pui în balanță. Fiindcă poți să blochezi un proiect imobiliar, acea persoană poate să rămână fără job și ce faci tu? Dacă te bazezi pe banii, că îți vin tic-tac. Cum azi, nu mai vin. Tic-tac. Dar clientul, cel care dorește să cumpere, cumpărătorul, iese mai câștigat dacă merge direct la dezvoltator? Păi la dezvoltator negociezi direct cu dezvoltatorul și nu ai niciun risc de a-ți crește prețul niciodată. Adică poți să știi clar că rata ta ți-o stabilești înainte 500 de euro pe lună sau cât crezi că ai și aia va rămâne până la sfârșit, doar că ai riscul, la fel ca la bancă, în cazul în care n-ai dat banii, să te execute. Pur și simplu ce ai dat, să nu mai poți să iei. Așa sunt contractele, ca și dezvoltatorii să se protejeze foarte bine. Să te execute, adică să te scoată din casă și să-ți pună bagajul la ușă. Bagajul la ușă sau mai spune, mai prelungim încă un an de zile, doi ani de zile, astea se pot face în perioada sau oricine e tolerant în ziua de astăzi. Văd exact că e pandemia asta, nimeni nu poate să dea un om în stradă și n-ai un să-l dai, în primul rând. Și atunci trebuie să te adaptezi un pic la piață, să vezi ce resurse are, dacă s-a blocat. E un risc care și-l asumă și dezvoltatorul dacă dă în rate. Foarte puțin și asumă ăsta, nu sunt foarte mulți. Deci atunci când ne informăm, trebuie să vedem cine dă în rate, cu cât trebuie să venim, nu? Tu îți faci bugetul de acasă și spui, eu am suma asta, am undeva apartamentul 50.000 de euro. Eu am 20.000 de euro, pot achita restul 30.000 în 3 ani. Și asta e suma care vine. Lucrează mama, tata, eu în Anglia și facem o sumă pe lună, asta putem să o dăm. Și atunci la niciun fel de problemă, te poți muta în el, beneficiezi pe loc de el, dar cel mai mult dezvoltator îl ajută creditele bancare. Și dacă dorim un apartament mai scump, ce facem? Că vrei mai scump, înseamnă că îți permiți să le iei pe la mai scump. Când te atinge o țintă mai sus și vrei să trăiești mai luxos, atunci și bugetul trebuie să fie pe nivel. Te pui în balanță dacă poți să te încadrezi. Nu poți să te risci să iei un apartament mai scump și tu să nu ai un job stabil sau să, cum e în ziua de azi, economia, cum o simți. Deci trebuie să ne facem bugetul și să înțelegem cât ne permitem, chiar dacă poate avem familia mai mare și avem nevoie de mai multe camere, în același timp trebuie să vedem... Cu siguranță, dacă avem nevoie de multe camere, căutăm niște apartamente în care să fie într-o zonă mai periferic, unde prețurile sunt mai accesibile. Automat, gândiți-vă că apartamentele care sunt în zonele din București sau în zonele mai luxoase, în celelalte zone, metru pătrat undeva la 100-200 de euro metru pătrat. Celelalte sunt undeva la 1000-2000 de euro metru pătrat. Automat că el crește per valoarea apartamentului. Și aici se fac diferențele. Vrei să ai metro la, vrei să ai metro la scară, vrei să ai centru aproape, vrei să te miști, e alt preț. Vrei să mergi un pic cu ATB-ul sau să ai o mașină, automat îți permiți să te muți cât mai încolo și un preț mai ieftin. Dar atenție, construcția e la fel aproape, 90%. Doar finisajele fac diferența.
Așadar, construcția e la fel de solidă sau mai puțin solidă în funcție de... Sunt standarde care sunt arhitecții. Nu pot să pun eu să pun alt beton sau alt fier beton. Automat, prin finisaje toți se diferențiază între ei. Și acolo sunt prețurile. Și prin terenul, locație. Locația, în primul rând, locația, numărul 1 locația. Începusem mai devreme, iată, să dăm prin pași câteva sfaturi celor care doresc să devină dezvoltatori imobiliari și am început cu primul pas, ați spus informarea, care este primul foarte importantă. Primul pas, merge la primărie, vede exact situația terenului, să nu aibă vreo conductă posibil, să nu treacă vreo magistrală de apă, de gaz, de... Sunt foarte mulți factori care trebuie să-ți iei un urbanist la primărie, în primul rând să vezi exact ce-ți dă voie să faci pe terenul ăla și abia după aia îl cumperi dacă vrei să-l cumperi. Pasul al doilea ar fi cumpărarea terenului? Pasul al doilea, cumperi terenul. Pasul numărul 3, fugi frumos la arhitect și îți cauți un bloc care te reprezinte pe tine sau care crezi tu că va produce. Adică, e mai avantajos să fim dezvoltatori imobiliari în domeniul acesta al apartamentelor sau al caselor? Pentru că vedem păi și vă spun o diferență mare. Câștigul la un imobil este din cel de dinși mai sus. Automat o casă, prețul e același la teren. Dacă mai am pus câteva etaje, poate să-ți crească profitul. La casă profitul e mai mic, dar încă o dată, dacă eu fac o casă în Pipera sau fac în Domnești sau fac în Bragadiru, automat e diferența de zonă, că acolo sunt alți oameni care vin să muncească, în partea cealaltă vin alte clase și acolo cresc prețurile automat. Dacă o casă care o fac în Domnești, pot să o vând cu undeva la 120.000 de euro, dau un exemplu, în Pipera o vând cu 280-300. Bun, mergem la pași mai departe. Era pasul... Arhitectul. Arhitectul. Ca arhitectul să spună exact ce costuri ai. Adică să-ți facă o schiță, să-ți facă exact blocul care ți-l dorești. Compartimentarea e foarte importantă, iar foarte important. Deci dacă eu acum am tot încerc să mă adaptez la cerințele oamenilor și tot timpul când vine câte un client și merg în apartamente, mă uit foarte mult la ce spune. Dar de ce e bucătăria așa mică? Dar de ce e balconul așa? Dar acolo trebuie să-ți tragi un pic din esență. Dar acum așa apartamentul trebuie să le face la o gamă nici prea mari, nici prea mici. Din ce sunt mai mari, automat oamenii nu au bani să le cumpere. Deși ei vor totul foarte mare, dar să fie un preț cât mai mic. Și tu trebuie să intri între ei, să vezi, să simți exact cerința pieței. Să știi și cui te adresezi, nu-i așa? Exact, fiindcă ai un target. Nu poți să te faci un apartament, recați-mă acum un proiect de apartamente cu trei camere, să le fac pe 90 de metri pătrați, 100 de metri pătrați, două camere, 70 de metri pătrați. Și îmi doream eu pentru mine să fie. Și atunci arhitectul meu e sigur că în zona asta poți să vinzi. Zic, vreau să vin cu ceva nou. A venit pandemia și m-am dezarmat definitiv, tot proiectul refac ca să le duc la cotele care trebuie. Dacă vorbim, iată, de dezvoltare imobiliară și mai pomeneați mai devreme și de utilități, cine este dator să tragă utilitățile dacă nu există acestea? Le trage dezvoltatorul sau primăria? Până acum le-am tras noi. Aici cred că cea mai mare prostie care am văzut-o vreodată la noi în țară cel puțin. Am fost în America și prima oară acolo că mă uitam niște terenuri, primăria asfalta și trăgea utilitățile. Și atunci tu le aveai în poartă, cumpărai un teren și știi că la acel teren tu ai acolo gazul, apa, curentul și canalizarea. Nu, aici le formăm noi. Noi mergem, noi stăm după autorizație, am stat după gaz aproape un an de zile. Vândusem apartamentele, erau oameni care își vânduse casele și trebuia să mute în ele și atunci am avut o presiune fabuloasă. ANRE, într-adevăr, e un forum care îi ține un pic sub control, dar acolo e stat în stat, nu ține nimeni cont de nimeni. Gazul, pur și simplu, dacă vrei să tragi un punct traful, plătești tu, după care îți dă banii. Ceea ce, adică eu îți dau ție consumatorul, care tu iei taxe de la el, și mă pui pe mine să-mi trag toată rețeaua. Păi nu. Uite cum face, de exemplu, o firmă de cablu. Da? Nu dau numele acum, că să știu care sunt puternice. El vine și îmi trage internetul în casă și televiziunea, pe banii lui, pe costurile lui. Și automat, după care eu devin plătitorul lui de taxe și plătesc abonamentele care trebuie să le plătesc. Așa ar fi trebuit și la gaze și la curent. Acum astea, vândându-se către italieni, francezi sau ce au mai fost pe acolo, ei trebuia să vină cu modernizare. N-a venit nimeni. Toate se fac pe banii noștri. Deci un punct trafo la un bloc de... Dau un exemplu, undeva la 200 ceva de apartamente, te duci undeva la 100.000 de euro. În timp, acum a venit colegii ca să te despăgubească. Din 100.000 de euro, mi-a dat 20.000 de euro. Zic, ok, lua-te la, te folosești de ele, al tău. Îmi ceri, ca să poți să pui acel punct trafo, că depinde de tine, să-ți dau și terenul meu. Adică din terenul meu, pătrățica aia, ți-o cedezi ție Enel-ul. Și ce dăm din terenul nostru? Gratis, gratuit. Dar eu plătesc absolut tot. Lucrările, tot. Dar legal nu ar fi să pună... Legal trebuia să vină ei personal, să-ți tragă, să te racordeze la curent. Și dacă aștepți după ei, nu mai vin. Dacă aștepți după ei, aș m-a așteptat cu banii achitați și un an de zile. Am înțeles. Iată, mai avem o întrebare de la un telespectator exact legată de acest aspect. În momentul în care vine evaluatorul și apartamentul este deja alimentat cu apă și curent, dezvoltatorul mai poate cere cumpărătorului după achiziționare bani pe contoare? Contor apă, rece, nu. Curent, gaze? Nu. Acele contoare le plătesc dezvoltatorii. Ce trebuie să înțeleagă cei care vin? Dacă le-au montat după aceea, mulți au cumpărat în faza de
fază când nu venise contoarele și atunci probabil că acel dezvoltator a vrut să lasă un pic în sarcină, dar nu sunt undeva la 230 de roni contoarul, să spun așa, dar sunt blocuri care nu au fost reacordate sau întârziat și atunci dezvoltatorii au forțat-o și ei puțin și au lăsat să plătească ceilalți. Automat ei trebuie să dea cu contoare, când cumperi contoar. Dacă mă întreau să mine evaluatorul, n-ar fi trebuit să-i dea ok-ul dezvoltatorului și atunci el era forțat să le pună. Deci iată că avem niște nereguli aici. Nereguli sunt de... se joacă fiecare, dar dacă acel cumpărător este pus pe poziție și spune, am luat casa, eu trebuie să am curent apă și mi-a dat la notariat că eu am curent și apă și contoar, atunci asta trebuie să-mi apară în... ce am în contractul notarial, trebuie să-mi apară și nu mai vii mie să-mi ceri bani ca să... Nu, contoarele nu se mai cereau bani la contoare, nu. Mulțumim decât și dacă pentru... le muți pe numele tău, dacă îl muți pe numele tău și atunci vrei tu să-ți faci o mărire de, de exemplu, la curent acasă, eu vreau să mai impun, am un aragaz performant și fac pizza acasă. Automat trebuie să-mi cer o putere pentru UNR și se va plăti pe costul tău că vrei. Dar asta este ceva extra, cumva ce îmi doresc eu. Opțional, ca la mașină. Da. Vrei alte opțiuni, am mai cerut. Dacă ar fi, iată să vorbim, pentru că mai devreme, înainte să veniți, am vorbit de fonduri europene și Petru Luhan spunea că în acest an imobiliarele au mari șanse atunci când vine vorba de fonduri europene. Ați accesat vreodată fonduri europene? N-am accesat, am vrut să fac un proiect, dar tot așa gen în Horeca, să te duci către o dezvoltare pentru a face un hotel, dar stau un pic cu teama asta, nu se accesează chiar de ușor, cum dânsul e foarte ușor chiar în domeniu. Dar dacă eu mă duc în necunoscător și vreau mâine să accesez un fond, sunt niște taxe care dânsul nu știu dacă a putut să le spună în realitate. Așadar sunt niște taxe și atunci mai stați eu puțin pe gânduri. Fondurile europene trebuie tot să încercăm să intrăm în aceste programe și eu, în primul rând, nu le-aș neapărat să le acceseze dezvoltatorii imobiliare. Asta trebuie să le acceseze foarte mult primăriile să avantajeze de dezvoltatorii imobiliare. Uneți că orice bloc devine contribuabil al primăriei și atunci primăria trebuie să te susțină. Și numai primăria. Imaginați-vă mine să cadă piața imobiliară. Păi cadă cei electrocasnice în primul rând, că toate într-un apartament cam toți vin cu electrocasnice, ca cei cu mobila. Gresie, faianță, parchet. Deci sunt foarte mulți factori care poate să îngreuneze economia țării și atunci toate taxele astea la un moment dat le blochezi singur. De asta și guvernul nu se riscă foarte mult să dea în piața imobiliară să o închidă, dar vine cu fel și fel de programe, dar trebuie să gândească după aia cine le cumpără. Noi putem să investim să facem 10 cartiere. Cine le cumpără? Dacă oamenii nu mai au joburi. Pentru că vorbeam și mai devreme, chiar am început cu dumneavoastră fix pe acest subiect, dacă este momentul să cumpărăm sau nu, și ați spus că o casă acum costă mai mult și un apartament ar fi mai ieftin. Acum depinde foarte mult probabil de zonă și multe alte aspecte. Cu siguranță. Deci nu este momentul să ne avântăm să cumpărăm o casă, pentru că mi-ar plăcea să punctăm acest lucru. Dacă ai o stabilitate, atenție, sunt foarte mulți care astăzi se gândesc să-și facă case. Foarte mulți prieteni ai mei care îmi spun, fă case și tu. Și atunci foarte mulți se vor întâmpla să-și cumpere case după pandemia asta. Deci dorința e foarte mare. I-a speriat foarte mult să stea în case izolați, să nu poată să pe stradă, având restricțiile astea foarte mari în curte, mai ești la un aer, mai te plimbi, mai... e altceva. Adică nu poți să vină să te amendeze dacă ești în curte, nu poți mască. În schimb, dacă ești în fața blocului fără mască, putea să-ți dea o amendă. Și cred că și panica asta care a creat o pandemie, oamenii gândesc puțin altfel. Adică și la economii gândesc foarte mult. Dacă înainte își permiteau să mai își facă mofturile sau să aducă niște vacanțe mai extravagante, astăzi sunt puțin mai atenți. Am devenit mai chipzuiți. Eu zic că anul ăsta abia începe valul de criză să vină la noi. Până acum oamenii încă au avut economii în casă strânși sau ce au avut deoparte. Ușor, ușor l-au terminat. Să vedem în vară ce se va întâmpla. Eu zic că trebuie să urmărim puțin piața, ce se întâmplă. Și atunci, dacă într-adevăr avem nevoie de acel apartament, să-l luăm. Dacă vrem să-l luăm ca pe un moft, e bine să te uiți. Bine decât dacă zona îți permite să-l iei, că atunci, automat, în zona aia, n-ai cum să mai găsești. De exemplu, vrei să iei undeva într-o zonă bună, Unirii. Clar că nu mai sunt multe terenuri acolo și dacă e un apartament care îți place, ia-l. Dacă n-ai cum să aștepți să crezi că face altcineva. Clar, alea se vând și o să prinzi în altă parte. Dar dacă nu ai ești atât de pretențios, poți să aștepți să junglezi piața. Haideți să ne îndreptăm puțin și spre chirii, pentru că am tot vorbit de vânzare, cumpărare, să nu uităm și de aspectul acesta care este foarte important. Au crescut chiriile, au scăzut chiriile, despre chiriile, ce cred că au scăzut. Cred că primul impact a fost la chirie, care au scăzut. Și am un complex comercial și n-am putut să le cer, am avut un loc de joacă, n-am putut să cer bani acele persoane care i-a fost până atunci chiriașul meu și acum în perioada asta nu i-a dat statul voie. Deci clar, n-am avut cum să iau nicio chirie. Deci, singura care a mers... Nu, dar
partenerii care noi am avut de-a lungul timpului, n-am renunțat la nimeni. Care i-a mers și a spus, uite, merge cât de cât și merg la jumate, am încercat să negociem cu ei. Dar acum a fost farmacia care merge foarte bine, banca care merge foarte bine. Deși a fost un pic ciudat când a venit banca să ceară o micșorare de chirie, când tu nu ai redus dobânzile, tu le-ai amânat. Dacă le-ai amânat, pe 6 luni de zile ca un om să nu îți plătească, dobânda aia care tu aveai nu ți-a renunțat la ea definitiv. Nu e anulată, da, e amânată. Exact. E amânată, dar ce n-a înțeles e când spune pentru amânarea asta, îți mai pune încă 1% acolo, invizibil. Deci, de părerea mea, cei care au banii și spun, hai să amân și eu că se poate, să nu o facă, să-și plătească ratele. Că aceea amânare e gravă pentru ei. Da, e un sfat foarte bun. Chiar a fost un specialist în economie financiară și iată fix același sfat l-a dat și a punctat, a trebuit să rețină românii noștri că nu este o anulare, ci o amânare. Atât. Da. O amânare, dar cresc și dobânzile când faci amânarea. Banca, când îți dă ție un serviciu, îți spune, ok, te amân. Dar vezi că mai trebuie să mai facem pentru strict chestia asta, mai punem și noi 1% încă o taxă care ei știu mai bine cum le fac treaba. Așadar, a spus că au cam scăzut chiriile în această perioadă, dacă vorbim de apartamente sau și de case? Păi la tot, gândiți-vă că foarte mulți lucrează de acasă. Da? Și dacă eu lucrez de acasă și veneam în București ca să lucrez, automat mă duc la Timișoara și lucrez de acasă, dacă îmi permite online-ul. Și automat acel apartament nu mai țin cu chirie, că nu convine să mă dau chirie. O mare parte erau din cei care veneau să lucreze în București, la Horeca, la toți. Nu mai vin acei, că sunt închise. Iar nu prea mai sunt. Studenții care veneau foarte mulți. Iar studenții nu mai sunt, că sunt de acasă, sunt și ei pe online, fac școală online. Și automat nu mai sunt atât de mulți chiriași pe cât au fost până în pandemie. Acum se simte și automat fiecare joacă piața cum simte, adică trebuie să lași un pic pentru a încerca să te adaptezi. Așadar, nu este rentabil pentru cei care doreau să-și cumpere un apartament ca mai apoi să-l dea în chirie? Nu e momentul din să se gândească la această investiție? Dacă mai avea și rate la bancă, era pericol mare pentru el. Era o investiție foarte rea. Eu zic că banii când cumperi să poți să închiriezi, ai niște bănuși și spui dobânzile în bănci sunt foarte mici și atunci încerci să faci dealul ăsta. După ce faci dealul ăsta, trebuie să gândești că și acel apartament care tu îl pui la chirie are și el niște taxe. Adică dacă vrei să intri în legalitate, sunt niște taxe și dacă tragi taxele alea, o să vezi că e un business ok, dar nu este ceva wow. Asta pentru cine intră în, iată, formele legale, pentru că în România, nu știu, nu avem o statistică, dar cred că 50% din proprietari. Se vor intra ușor, ușor, eu cred că se vor intra. Fiindcă și statul ușor va trebui să găsească niște soluții pentru a-i atrage, adică și taxele, impozitele să fie la un nivel în care oamenii să vină să declare ei singuri, să spună, bă, nu rentează pentru 2 milioane să stau să fac vreo evaziune sau să pățesc ceva. Mai bine mă duc și intru în legalitate și atunci e ok. Există chirii și la dezvoltatori imobiliari sau doar la proprietari? Există chirii și la dezvoltatori imobiliari. Atenție, cei care au rămas cu apartamentele. Dacă rămâi cu niște apartamente și automat în perioada asta și îți permiți să investești un pic în ele, să le închiriezi, le închiriezi, după care poate acel chiriaș și îl cumpără cu totul. S-au întâmplat foarte mulți chiriași care au spus că eu vreau să mi-l cumpăr. Dar majoritatea sunt oamenii care lucrează pe afară, prin străinătate, care fac investiții în apartamente. Și atunci și ce spune, stau în Anglia, lucrez acolo, mai iau de aici 200 de euro sau 300 de euro, sau, depinde de ce zonă au. Și îmi prinde bine. Și facem un fel de pensie, un fel de... Decât să-i dai într-o parte, de nu știu dacă le apuci, măcar aici și că-ți vine ceva. Hai să facem o recapitulare, pentru că mai avem încă 6 minute și aș vrea să vedem care sunt elementele de care trebuie să ținem cont atunci când cumpărăm sau vindem. La cumpărare știe omul ce vrea să-și cumpere exact. Automat când cumperi, te duci exact pe o țintă anume pe nevoile tale personale care le ai și știi ce vrei. Automat când vin, stai la mâna clientului și acolo vezi ce-ți vine. Prețul este, prețul real al unui apartament este cel care mi se oferă pe el. Eu pot să cer un apartament 80.000 să nu-mi dea nimeni pe el și atunci trebuie să mă adaptez la piață. Ori stau cu el în nesfârșit, ori mă adaptez la piață și încerc să-l pun la... Se face un preț mediu pe piață, cam cât vând și celălalt. Te uiți un pic în curtea vecinului. Deși eu ca și cumpărător, dacă vreau totuși să-mi dau seama dacă este un preț real sau nu, trebuie să mă mai uit să văd în zona respectivă. Credeți la ce preț vine cineva mai fix într-o persoană să cumpere? Niciodată. Totdeauna acea persoană că vine la tine a mai văzut încă 5 apartamente sau 10. Depinde de timpul care le are. Dacă este conștiincioasă și își face lecțiile. Toți îți fac lecțiile în ziua de astăzi, fiindcă au avut pandemia asta, au avut internetul astăzi, care oricând poți să accesezi orice site, orice pagină, orice dezvoltator și ți-e ușor să te informezi. Nu e ca în trecut, mergeai, spre vedeai un bloc în groapă, te dai avansul și nu se mai termina acel bloc, vedeai pe la etajul 2 și tu țipai, săracul pleca și nu mai aveai treabă cu el.
Și totuși, cumpărătorul la ce trebuie să fie atent? Chiar voiam să discutăm și acest lucru. E foarte important la utilități. La utilități. Cel mai important la utilități. Deci numărul 1, utilitățile. Să vadă exact dacă acel bloc este reacordat, dacă are probleme cu racordarea gazelor sau apei, sau uite cum este exact și zona de Ilfov, unde e plină cu stația de pompare a apei și cu canalizarea. Noi am creat o dezvoltatorie, am făcut o canalizare din costurile noastre personale. Acum primăria vine după 7-8 ani de zile cu canalizarea care se va... Noi ne bucurăm că ei vin și o lărgesc, fiindcă noi ne-am dezvoltat pe un număr de blocuri, dar crescând, automat acolo s-au făcut mici, acolo au apărut mici probleme. Și totuși locația, să zicem, nu vine așa, nu primează înaintea utilităților sau accesibilitatea? Dacă găsește cineva un teren foarte bun la preț, niciodată nu o să uite la utilități. El după aceea le va căuta. Deci contează da. Locația. Eu am învățat că utilitățile trebuie primar să mă uit să văd ce distanță înlătesc. Eu mă bucur la un teren că le iau foarte bine la bani. Dacă utilitățile mele sunt undeva la 2 km și trebuie să le trag cu banii mei, atunci prețul terenului era nu mai atât de rentabil cum era odată. Și lichiditatea zonei iar contează foarte mult, nu? Da, zona îți dă foarte mult apor. Dacă ai marketuri în zona, dacă ai orice spauri, dacă ai grădinițe, școli, automat și alea îți dă un aport mare la vânzare. Iar să fim atenți la suprafață, dacă suntem cumpărători, la suprafața imobilului? Trebuie să te uiți exact, 80% din dezvoltatori vând suprafața utilă, cât folosești un cas. Mai sunt și alți dezvoltatori care vând pe București suprafața construită. Adică îți vinde tot blocul. De cât e blocul, atât îți vinde. Cu tot, cu cărămidă, cu tot, cu holul, cu vecinul, cu tot. Și ca structură, cum ne dăm seama că este un bloc construit calitativ sau nu? Calitativ, asta nu poți să-l vezi tu ca și cumpărător. N-ai cum să te duci în structura blocului să vezi ce-i acolo. Acolo sunt niște arhitecți care răspund pentru fiecare pătrățică care pune de beton și fier beton acolo. Că foarte mult spun, mamă, că n-a băgat nu știu cât fier. E greu să te gândești că cineva și-ar asuma să nu bage, fiindcă la un cutremur se duce la pușcărie și nenea arhitectul și dezvoltatorul și constructorul. Adică nu știu că cineva și-asumă pentru niște bani să facă pușcărie pentru viețile unor oameni sau poți să iei viața unui om. Acolo nu cred că cineva s-a riscat. Se riscă foarte mult la finisaje încoate, spun. Finisajele, acolo în general poate să lase de dorit un pic. Și totuși vedem, iată, în ultimii ani cumpărăm apartament, ne trezim cu igrasie, cu, eu știu, pereții mai strâmbi și foarte multe lucruri în neregulă. Și pereții mai strâmbi, fiindcă toți muncitorii aceia care lucrează nu sunt toți ingineri. Sunt calificați. Oameni, exact. Vin oameni de la țară care au 3-4 clase și atunci tu trebuie să vezi exact cum te adaptezi tu, fiindcă dacă îți fuge cu un centimetru o cărămidă, tu nu o vezi, dar pe parcursul peretului pierzi foarte mult încărcătură ca și glet în timp. Deci sunt niște amănunte care ei nu le iau în calcul, dar noi dezvoltatorii le simțim foarte mult financiar, fiindcă pleacă foarte mult material care trebuie să le investești în el. Iar asta cu umezeala asta se mai întâmplă încă o dată, zic, și fațadele când se fac, și materialele de construcții trebuie să fim atenți la calitate. Noi lucrăm de obicei cu cei mai buni pe piață, dar și atunci poți să prinzi un lot foarte prost. Și nu mai e vina ta, e vina celor care ți-l vând. Și aceea și asum foarte puțin. Uite și mie mi-a căsat o fațadă și am chemat. Băi, dați-o înapoi. Păi stai că a fost soarele, că a fost nu știu cum. Băi, te rog frumos, ia măsuri și dă fațada înapoi. Păi și eu ca și cumpărător, ce trebuie să fac dacă m-am mutat, am cumpărat și după nici jumătate de an, iată, pică tencuiala? Nu, ai acolo 24 de luni în care dezvoltatorul este obligat să intervină. Deci apelezi la dezvoltator. 24 de luni e garanție. Și mai apoi se face la bloc o administrație în care atunci fiind la bloc, dacă este pe exterior, ce o face? În general fiecare. Dar nu cred acum că poți să renovezi un apartament după 2 ani de zile. În general, se duce cam 3-4 ani, 5 ani. Eu știu o persoană care după un an s-a mutat, iată, a cumpărat apartamentul și nici măcar după un an s-a format mucegai, a început să pice tencuiala, era apartament într-un bloc construit nou. De asta întreb și nu e prima oară când aud așa ceva. Sunt cazuri care se întâmplă. Vă spun cu atât, lotul de tencuială pot să iau, de exemplu, nu dau nume, cea mai bun lot de tencuială foarte bună, care în perioada aia care s-a dat acea tencuială poate să fie, ori a fost un pic frig afară. Nu s-a tras umezeala din cărămidă, din bloc. Deci a fost un pic grăbit procesul. Și automat nu-l vezi astăzi, îl vezi în, cum a spus asta, 5 luni, 6 luni, 7 luni. În general și mie mi s-a mai întâmplat undeva să cad, dar am renovat imediat, adică se poate, dar nu sunt pe porțiuni foarte mari. Adică chestia asta generală nu poate să spunem că toată casa e dată în negrasie. E imposibil. Dar sunt zone unde betonul a lucrat, atunci umezeala a tras un pic. De obicei se face, se repară, se dă cu de asta pentru
antimucegai și se rezolvă. Adică nu e o problemă, acolo nu e o problemă decât de estetică sau de disconfort altul și în casă. Și de sănătate mucegaiul este casă, foarte periculos. Da, da, da. Da. Dar asta se pot, nu e, e ceva izolat. Asta nu o văd eu la cineva în bloc, asta ar fi o problemă foarte, foarte mare. Problema este mare când cedează țevăra aia, când cedează, astea sunt problemele care sunt grave și acolo sunt costurile foarte mari. Înainte de a încheia și întreba eu, iată, se construiește iarna? Iarna se construiește, dar acum depinde cât îți asumi, încă o dată spun iarna, fiindcă eu am încercat toată într-o iarnă și am pus niște aditivi special care se pun și poți să duci până la minus 5 grade. Mai mult de atât, dacă te-a prins cu blocul, dar toți ne luăm niște marje ca să nu ne prinde iarna cu ei. În general, iarna lucrăm pe interioare unde putem să băgăm șetrunul de căldură și niște anti-umeze care să tragă umezea din pereți. Că asta e riscul mare, atunci de-aia apar mucegaiul. Cu cât lucrezi mai mult iarna și nu ești atent, atunci riști să-ți apară mucegaiul în timp, nu acum, peste 6-7 luni. Da, de asta întreb, locuiesc într-o zonă în care, ce să vezi, au început să ridice casele fix în acest anotimp frumos. Și mă tot uit în fiecare zi pe geam și mă gândesc, wow. Da. Cei care vor primi vor avea un pic de suferit. Da, îmi pare rău pentru ei. Eu vă mulțumesc mult pentru toate informațiile din această seară, sunt foarte prețioase și iată, așadar nu este momentul acum să cumpărăm o casă sau un apartament mai, sau un apartament dacă este mai ieftin. Și casele, dacă acea casă e necesitate pentru el și el consideră că e pregătit de a se asuma, cu siguranță consider că va găsi un preț ok pentru el. Trebuie să-l avantajeze exact ce își dorește. Dar să bage cei, nu m-aș împrumuta astăzi. Eu. Deci dacă avem banii cash, lichiz, mergem și cumpărăm. Dacă nu, dacă e un job stabil, dacă ai o stabilitate a ta, dar nu știm pandemia ce ne rezumă și cât durează, cât va, până intrăm în normalitate, nu știm, nimeni nu cred că știe. Mulțumesc mult de informații. Cu drag. Să ia cea mai bună alegere pentru fiecare. Le urez succes. Vă mulțumim. Doamne. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Iată câte informații minunate am primit în această seară. Important este să le reținem, să le notăm, dacă este chiar cazul, și să luăm aminte. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă aștept de luni, pentru că iată urmează weekendul de la ora 19 aici pe A7 TV. Însă până atunci nu plecați, deoarece urmează colegul meu Cornel Drăvășan, care vine la voi cu știrea cea bună. Un weekend frumos vă doresc. Acest program a fost oferit.